declarăm deschisă ședința de Consiliu Local. De data de astăzi, 28.06.2018. Suntem statutari. Domnul Pavel, sunteți președinte de ședință. Lăsați de vorbe sau ce? Gata? Dau spre citire ordinea de zi. Domnul președinte al ședinței. Da, începem cu primul punct, aprobarea proceselor verbale a ședinței ordinare din Consiliul Local din 26.04.2018 și al ședinței de îndată din 14.05.2018. Numărul 2. Proiect de privind aprobarea de contări contravaloare călătoriei de mijloace de transport al personalului practic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pe luna aprilie 2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Comuna Scorțeni, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii din Școala Gimnazială Scorțeni, județul Bacău, în Școala Gimnazială Nicolae Tonița Scorțeni, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018. Ajungem și acolo. Acordări indemnizației privind consiliorul local din cadrul Consiliului Local Scorțeni, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1200 lei pentru domnul Mihai Victor, domiciliat în sat Florești, Comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezentând ajutor cazare. Suma trebuie decontată către Asociația Umanitară Lusing Home Mission Eling din localitatea Solon, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind numărul 8, 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1800 pentru doamna Arun Margareta, domiciliată în sat Florești, Comuna Scorțeni, Bacău, reprezentând ajutor pentru refacerea locuiței distrusă de incendiu. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2000 de lei pentru domnul Galeru Vasile, domiciliat în sat Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezentând ajutor pentru refacerea locuiței distrusă din inundații și pentru indiguirea proprietății. Punctul numărul 9. Prezentare raport de specialitate privind cheltuieli lunii aprilie 2018, mai 2018. Articolul 10. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consiliului local și declarații politice. După cum știți, s-a mai suplimentat cu două puncte. Un referat privind retragerea de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea schimbării denumirii din Școala Gimnazială Scorțeni, în Școala Gimnazială Nicolae Tonița, Scorțeni, județul Bacău, și cu un proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de vizabilitate pentru obiectul de investiții înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Scorțeni, județul Bacău. Supunem la vot pentru aprobarea ordinii de zi. Păi, haideți să lăsăm să discutăm un pic, că votăm după ce punem în discuții ordinea de zi. De exemplu, eu am niște comentarii vis-a-vis de întocmirea ordinii de zi. Nu-i logic? Adică citim proiectul de hotărâre sau ce avem ordinea de zi, discutăm și aprobăm. Trecem la discuții și prezentăm aprobarea. Așa, da. Deci, eu mă înscriu la discuții pe conținutul ordinii de zi. Domnul Măgiescu, domnul Dan Tăiescu, mai este cineva care se înscrie la cuvânt? Vedem urmă discuția. Bun, ai discutat o situație. Domnul Dan Tăiescu, aveți cuvânt. Întrebări. Deci, hai să facem un remember. Pe 26 aprilie am ținut ședința Consiliului Local, ordinară, de 1 aprilie. Dar că aminte foarte bine atunci, cred că și dumneavoastră, că domnul Huian a venit în ședința de Consiliu cu următoarele probleme. 1. Ne-a informat că depuseseră 2 solicitări către Consiliu. Una vis-a-vis de
dimensionarea școlii în scopul trecerii pe acel program unic, numai într-un tur, așa. Doi, a venit cu o propunere care mi s-a părut nouă atunci extraordinară, după discuția care au avusese cu actorul Zâncescu la Bacău, șeful Direcției de Cultură Județene, că are o soluție ca acele dansuri să fie gratuite. Dar am propus ceva. Deci atenție ce vă spun eu. La momentul respectiv, într-adevăr, noi de aici am considerat că veniseră chiar în ziua sau cu o zi înainte și domnul Danilă n-a avut timp să mai refacă documentele, adică vom avea târziu. Dar am stabilit cu toții că apar pe ordinea de zi a ședinței aviatoare. Este domnul Danilă. Și nu văd nimic aici, acum. Doi, nu doi la mână. Doi la mână, doi la mână. A fost și o chestiune neplăcută atunci, dar hai să extragem partea bună. Cu acel circ, scandal, care n-a făcut cinste Consiliul Local. Discuția dintre domnul Dămoc cu domnul profesor, că uite, banul nu e banul, cu, așa, până la urmă, domnul Huian mi-a promis atunci că o să justifice cei 100 de milioane aprobați de Consiliul Local. Ați mai văzut de atunci ceva? Mai știm ceva? Bun. Deci nu știm. Deci nu știm. Deci trebuia să fie aici, domnul profesor. Doi la mână. Așa zic eu. Stau și mă întreb acum, s-a întâmplat ceva? A renunțat domnul profesor la... Nu mai venit de la ședința de atunci. Dar el a adus documentele atunci și ne-am stabilit cu toții. Trebuia să vină cu documentul de la școala de Dună, o zis el, că să duci cu apropiat de asta, nu știu nici. Și s-a oprit situația. Domnul a întrebat dacă la mapă noi, consilierii, la timpul respectiv, avem sau nu avem documentele dânsului. Și noi am spus nu. Am stabilit cu toții că deja era prea târziu și cu toții am stabilit în Consiliu că problemele care au fost să vină pe urmă de zi a ședinței următoare. Domnul, pentru că era o problemă foarte importantă aia cu dansurile, care aici a generat tot felul de discuții, a intervenit și doamna Cobuz, sau, mă rog, nu mai ne aducea nimeni, eu nu mi-am aduc aminte cu plăcere de chestiile alea. Așa. Dar hai să luăm esența. Unde sunt documentele profesorului? Nu mai veni să le susțină cu prezența de la Școala Populară de atunci, acum nu l-ați văzut dumneavoastră, așa nu l-am renunțat. Păi nu, dacă nu mai veni cu documentul. Dacă vinea domnul... Nu, stați un pic, că nu trebuie neapărat. Domnul consilier. Deci, așa cum am avut discuții cu domnul, numai telefonic, așa cum mi-a zis că am luat avizul prin primărie, cu hotărâre. Dar dumneavoastră nu l-ați mai informat, domnul... Am chemat să vină, am avut probleme. Avem ședință joi. Ce facem cu... I-am dat telefonul dumneavoastră. Veniți să ne susțineți și ca prezență. Și ca documentație, eu și ca avut problemă cu tata, vorbim de unul primar, avea probleme cu tata, cu spitalul. Deci trebuie concluzia că nu știm nimic. Dacă nu vreau să vină să-mi aducă materialul, eu ce să fac? Deci au trecut 2 ani de mandat pe anumite chestii, mai așteptăm 2 ani. Bun, m-am lămurit. Da, acum, domn secretar. Dar și pe doamna, pe dumneavoastră, doamnă, vă întreb. Da. Totuși, de ce nu s-a ținut ședința ordinară pe luna mai? Nu că m-ar interesa în mod special pe mine, consilierul Eugen Zanfirescu. Că din punctul meu de vedere, vă dau cuvântul meu de onoare, că după 2 ani de zile, dar personal, este un punct de vedere personal, puteți să nu mă mai chemați niciodată. Da? Că eu m-am lămurit care e situația. Dar totuși vreau să știu, pentru noi, Consiliul, care este ca instituție, de ce nu a ținut ședința de Consiliu în luna mai, așa cum ne-am obișnuit. Vreau o părere autorizată, să o spună oricine. Nu oricine. Dacă era primarul sau secretarul? Nu, domnule! La mine nu a ajuns niciun fel de proiect hotărât pentru luna mai. Mai multe atât nu pot să vă spun. Bun. Dacă erau venite... Dați voi să vă fac un comentariu? Faceți. Haideți să vă fac un comentariu. Știți foarte bine, cum și colegii știu, deci proiecte de hotărâre stringente sunt. Deci sunt. Care nu le-am văzut și nu ați venit când în Consiliu. Vreți să vă dau 2 exemple? Numai 2 vă dau din prima. Facem cheltuieli publice, da? Acea se vede toată lumea de noi, cum arăți și la buget. Facem cheltuieli publice. Am început anul, suntem la jumatea anului. Iar noi, Consiliul Local, al Comunei Scorțeni, județul Bacău, nu am aprobat strategia achizițiilor publice. Acel plan de achiziții publice, care este documentul de căpătăi după ce am aprobat bugetul. De ce? Păi noi nu trebuia să discutăm pe el. L-am cerut și data trecută. Nu era urgent acest proiect de hotărâre? La jumatea anului, domnule. 2.
Suntem într-o situație în care de 2 ani de zile și cineva mi-a zis, că m-am săturat de câte ori ați întrebat de planul de acoperire a riscurilor Comunei Scorțeni. Acest plan de acoperire a riscurilor Comunei Scorțeni este reglementat de lege, se face din timp de pace, ca în momentul când avem cataclisme, inundații, incendii, să știm fiecare ce are de făcut. Da? Cu tremure, cum ați completat. Deci acest document este un document laborios, cu măsuri, cu responsabilități. Acest document se aprobă de Consiliul Local, trebuia de la intrarea în mandat a domnului Anton, făcut treaba asta. Și eu întreb de atunci, într-una. Nu avea un om specializat în primărie, cum mi-a zis Mircea înainte de ședință, să contacta o firmă particulară, să plătea, da? Venea cu planul, îl aprobam, îl vedeam, îl modificam. Se ia legătura cu protecția civilă. Așa, să aviza de către ISU Bacău, pentru că el avizează, și noi îl punem în aplicare după aprobare. Planul este semnat de primar, da? Cu organul competent, șef SVSU, chiar dacă este făcut de altcineva, este un istoric al tuturor cataclismelor care s-au întâmplat în comuna noastră de 30 de ani măcar, de când ne știm noi pe aici. Sintetizat este făcut pe capitole inundații, incendii, cutremure și altele și altele. Și cuprinde toată gama de măsuri și în teren, dar și pe scheme aceste probleme. Pentru că de la ăla se pleacă. Ăla asigură și finanțarea anuală, actualizarea în teren, drenări, îndiguiri, schimbări de pante, ăla asigură prin aprobarea noastră. Deci nu era un proiect de hotărâre. Domnul Danilă, strict, nu avem proiecte de hotărâre. Domnul Danilă, da, credeți că ordinea de zi a unei ședințe de Consiliul Local cuprinde numai proiecte de hotărâre? Eu vă spun că cuprinde informări, studii, documentări, către consilieri, din partea, de către cine? De către primar, că uite, putea să facă o analiză economică, socială, că e dată legea 210, nu uitați-vă. O dată pe trimestru, la finalul primului trimestru, în fiecare an prezentă situația economică, socială a primarului, pe anul precedent. Doi la mână. Suntem la jumătatea anului. Știm care este nivelul din casări la bugetul local. Deci nu erau ce discutăm în... Nu era ce să discutăm în ședința pe luna mai, nu? Nu era. Era domnul coleg, domnul coleg, erau, nu? Deci Mircea... Da. Poți să spui și tu ceva, poți să nu fii de acord cu mine. Ba da, eu sunt într-un totul de acord. Da, asta e punctul meu de vedere, da? Dar haideți să vă spun o treabă. Nu că îi țin partea domnului secretar. Dar ordonatorul principal de credit, domnul primar, are obligația prin 215 da, să dea dispoziție secretarului să vină pentru ședința ordinară din luna respectivă cu următoarele puncte. Ideea este că dacă și domnul secretar țineți legătura cu domnul primar în problema asta, domnul primar, ce avem de făcut? Că știți prea bine cum lucram domnul secretar. Și atunci, dispoziția primarului dată de luna așa, domnul secretar, pe luna asta avem de făcut. Dar dacă noi, credeți, în multe chestii care nu le știm după 2 ani de zile, domnul. Domnul Ambăruș, vă rog. Credeți că explicația că nu sunt proiecte, după, să zicem, da, câteva idei care le-am spus eu scurt, da, așa, nu am stat să... Așa, ți stă în picioare că nu au fost de discutat nimic? Ei. Păi noi, păi, prima oară, deci, deci ordinea... domnului și mă pare rău că trebuie să intervin, dar așa ne lungim din ține ședința așa... Doamnele, asta suntem aici. Păi trebuie să explicăm lumii exact care-i situația. Nu venim aici cu... Și bine, ce radiografie corectare, lumea... Comuna Scorțeni nu are probleme. Nu avem probleme la Comuna Scorțeni. Nu avem probleme la Comuna Scorțeni. Asta e concluzia noastră? Nu, problemii sunt și vor fi... Tot timpul. Au fost, sunt și vor fi. Nu, dar în concluzie să înțelegem că domnul primar n-a venit la domnul secretar cu un proiect de hotărâre pentru luna asta. Și atunci am încheiat discuția. Vreau să vă anunț că ne-am notat. Ce ați notat acum? Ați notat data trecută. Nu. Păi dar eu le notez și nu eu le fac. Domnule, ați notat de fiecare dată. Ați notat de fiecare dată, am văzut. Dar chiar și când primarul a fost motivat, plecat în anumite situații, da? Și v-am cerut de fiecare dată să-i prezentați o sinteză a problemelor. Doamne, lăsați-mă să vorbesc. M-am născut la cuvânt. Ce înseamnă asta? Păi avem respect sau nu avem? Suntem în Consiliul Local? Păi suntem în Consiliul Local sau unde suntem? Vă închideți microfonul. Stați un pic, doamne. Ai discutat, lămurim problemele. Sintezele Consiliului Local când primarul n-a fost. Eu n-am văzut niciodată că l-a reluat. Ce mai vorbim? Eu acum... Nu v-am acuzat de nimic. Deci punctele care le-ați atins dumneavoastră. Cu cheltuielile cu jumătatea ce a spus, cu planul de acoperire a riscurilor, pentru că nu știu de ce să spun ceva care nu am idee,
Și o problemă pentru situația financiară. Anul trecut, deci, anul trecut vis-a-vis de PAC s-a discutat. Noi am discutat, numai că neavând suficient bani, s-a amânat pentru anul acesta. Unu, a doua precizare. Și pe timpul domnului Ambăruș și pe timpul domnului Lăzărescu, nu lunar au avut loc ședințe ale Consiliului Local. Doamne, dacă nu vorbim de mandatul nostru, sau vorbesc de mandatul lui Mircea. Deci, eu nu am spus unul, ce mă interesează ce a făcut? Eu acum sunt consilier, doamne. Ce mă interesează? Am fost consilier? Haide, doamne, hai să nu ducem în derizoriu treaba. Nu ducem în derizoriu treaba. Ne referim la mandatul nostru. La mandatul nostru poate o să mai fie cazuri că la fel nu o să fie ședință de Consiliul Local. Deci, da, am înțeles. Am înțeles. Deci dumneavoastră îmi spuneți că nu sunt probleme la comun. Sunt foarte mari probleme. Domnul președinte, domnul președinte, trecem la aprobare pentru că a fost doar un comentariu. Nu am făcut-o în sensul de a nu fi de acord cu ordinea de zi. Am înțeles. Deci ordinea de zi, asta e concluzia, că nu reflectă situația actuală a Comunei Scorțeni. Deci trebuie o problemă. S-a luat la cunoștință. Punem la vot. Punem la vot ordinea de zi. Da. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1. Aprobarea proceselor verbale al ședinței ordinare Consiliului Local din 26 a 4 a 2018 și ședinței de îndată 14 a 5 a 2018. Dacă sunt discuții, cine se înscrie la cuvânt? Deci nu sunt discuții, nu se înscrie nimeni. Dar trecem la aprobare. Cine este pentru? Da. S-a spus la vot? Doamne președinte. Spuneți. Intervin pentru că avem un cetățean cu o problemă. Și să nu ținem încă o oră sau cât mai stăm noi pe aici. Haideți să spunem problema și să-și vadă de treabă. Ți-i dat și o mod de rezolvare? Da. Le răspund din Sejar. Din sare acolo. Am trei animale. Așa. Conducere de aici și de la primărie. M-am repartizat în Grigorie să vin cu toate trei vacile. Din Sejar. 2 km și treaba să vin. Așa. Și acolo și la mine au băgat caprele și oile. Deci el era și pe bucate de la mine. O rost roade tot de la o la altă. Nu e problemă. Dar dacă eu am plătit treaba asta, cu un hectar sau cât îmi dați. De ce să viu de la Sejarul, să viu până la Grigorie, până pe Terbea, cu animale? Cum să fac? Cine a făcut treaba asta? Bătaie de joc pentru mine. Dar punctual dumneavoastră cu cine ați discutat din primărie și v-a spus, domnule Mardare, vii, uite, din Sejarul, de la Grigorie Dariu. Cine ți-a zis? Cine ți-a zis? Domnul primar, am uitat aici, de unde se viu, de permanent. Să cine dacă noastră vină în coace. Nu, că nu repartizez, dar n-a spus. Ați venit mai cune șansa azi, că... Da. Noi primarul, a discutat cu dânsul. Nu se poate, da, oricum situația este anormală. Să eu stau cu vacile închise, că nu am. Deci situația este anormală. Îi dau mâncare ca iarna. Păi poți să vină de la Sejarul până pe Terbea cu trei animale? Pe asfalt. Haideți să fim așa. Lăsați ca asta să rezolvă problema. Doamna, da, ce o soluție? E de o lună de zile, de când nu se duce la urmă. Noi avem blocurile fizice. Noi nu lucrăm pe blocuri fizice la amplasamentul pe blocul fizic se face la Apia Moinești. Acum eu nu știu pe unde l-au pus pe dumnealui. De asta vorbim, dar vorbim. M-a scuzat. Domn primar, ultima dată, o zis că se duce el la Apia și vorbește cu doamna Tanas. Acum să mă duc la el iar. Mă, domnul Tănase, stai, domnule, că nu repartizez eu pământul din Sejarul. Întotdeauna, cei de la Apia sunt cei care vă dau inclusiv, știți, delimitarea aia. Dar plecare, nu-i de aici, doamne, nu-i de la Scorțe, plecare. Nu, plecare nu-i de la Scorțe. Cei de la Apia se uită pe hartă, să vă duce în topul ăsta, dar primarul merge și în zonă. Nu-i prima oară când a făcut greșeli la noi, la Scoțe. Nu-i prima oară. Așa că nu mă miră dacă a făcut greșeli la dumneavoastră. Asta e bătaia de joc. Eu nu pot să mă țin un animal, nu? Eu îi dau mâncare în grăni. Dar nu cred. Vă atras cineva atenția că nu puteți să mergeți pe zona apropiată cu dumneavoastră? Cu oile, cu așa. Cine va veni cu oile, taie? Da, au... Poșa. 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 Poșa.
putem înlocui. Dar știți unde este? Nu, dar au intrat și în bucată la mine și gardă tot. Păi nu, că și la noi aici au intrat băieții de la Lucena. Deci am zis pe voi, de la noi. Deci pe voi, de la noi. Deci pe voi, de la noi. Dar vorbesc de noi. Da, da, și ăștia care au fost la noi și am. Cei care sunt proprietari de animale au și obligația de a-și proteja loturile respective. Nu mai putem să venim noi. Ba da, în contract ce spui? Păi da, dar repartizat pe... Repartizarea la Moinești o face pe blocul fizic. Noi nu avem blocuri fizice. Așa cum au fost probleme și anul trecut cu voi. Dar nu, nu cred că, nu cred că e vreo problemă dacă mergeți dumneavoastră și duceți vaca în apropierea dumneavoastră. Are, este suprafață suficientă. Este suprafață suficientă. Până mi-a acolo așa. Da, harta, ce e tot treaba și acolo. Ei, anul ăsta nu. Vă zic că se duc cu Peter, pe covaci. Da, acum să vă spun ceva. Nu este primarul vinovat cu Focșa. Da. A, cum să spun eu, șartel și-a asumat el de la el să vă împing de acolo de tot. Eu zic că i-a dat 7 hectare lui cu oile. Deci, în total, acolo sunt 10, domnul. Haideți să o luăm pe partea de lume. Deci, diferența... Poate să fie și 20, dar am nevoie de pentru o vacă care o plătesc. Deci, dacă e așa, deci, suprafața este mai mare, el acum, paște o suprafață mai mare. Deci, mai mare trebuie să se duce acolo. Deci, rămâne ca tot primarul. Să discute cu respectivul, să-l limiteze. Cred că treaba asta pe la anul, că de două luni de zile umblă pe drum. Noi merge. De două luni de zile. Apropo, dacă tot ați venit aici, să vă și înștiințăm noi că gunoiul care îl puneți dumneavoastră acum pe islaz, trebuie să vi-l retrageți la dumneavoastră pe proprietate. Nu, s-a reluat, gata, de asta zic, dacă tot ați venit aici... Da. Atât ați găsit motiv, nu? Nu motiv, tot v-am adus la cunoștința cum ați cât tot nu este. Că chiar dumneavoastră ați făcut repartizați primăvară, ca eu să viu la Cucubacă, că ești o picuță. Vi se pare, acum... Da. Domnul, singur, bacă și iau și duce cu el. Să știți că, prin deplasarea asta, să știți că, da, aveți brânză bio și lași bio. Atât, da. Stați-ne a luat alt secretarul și doamna. Primarul va interveni către domnul Focșa să-și limiteze la cele 7. Dar știți că primarul nu chiar este obligat să stea acolo chiar în teren să păzească caprele nimănui. Acel om, acel domn, care anul trecut n-a făcut treaba asta și a luat-o de la sine putere, un abuz așa personal, să vă împingă. Probabil că nu sunteți în relație foarte bună. O hectare atât așa, nu intre cu primarul va interveni direct asupra lui și Consiliului către primar să o rezolve urgent. Domn Vasile, notați-o urgent, să fac vizoare, o scoatem din biu, de zi asta, din calculele noastre, că avem probleme. Primarul intervine direct acolo, cheamă până la urmă. Iar notat. Și spune, până aici... Domnul Focșa, care folosește 10 mai mult 7. Da, se trebuie, dai. Exact, are loc și el. Eu mi-am notat aici 7 hectare, domnul Focșa, mai sunt 3 hectare care pot să discute. Sigur că dar trebuie făcut delimitare. Deci, o trimite de doamna lui un teren, îl ia pe ăla, îl dă cu capul de ei. Așa, trece aici până aici. O, meleu, ce faci organizat asta? Da. Direct la cioare ca asta, da. Sănătate. Trecem la vele noastre, domn președinte. Punctul 2. Punctul 2. Trecem la punctul 2, proiectul privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei de pe mijloace de transport ale personalului didactic, auxiliar. Dacă sunt discuții. Eu sunt o singură întrebare, mă înscriu. Am zis că totuși să fim mai la zi. Totuși pe aprilie, suntem în iunie, în iulie. Și asta o văd atunci, pe 20... Da, eu acum sunt convins că banii cred că vor fi luați pe mai, nu? Și iunie, și iunie, și iunie. Păi și noi am aprobat? Noi aprobăm ce ne transmite, domnul consilier. Păi da, dar banii când îi se dau atunci? Nu știu. Noi facem în zi de exact... S-a repartizat prin buget de la începutul anului. La două ani, da? Am zis că vine lunar, aprobăm, nu e nicio problemă. Dacă nu e problemă, haideți să spunem la urmă. Nu e problema, nu e problema consiliului local. Hai, aprobăm. Sigur că da. Potrivă se abține, nu. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pagiștire din comuna Scorțeni, Pițu Vacău. Dacă se scrie cineva la cuvânt, cine se scrie? Eu o să mă înscriu. Domnul Zafirescu. Mai este cineva? Nimeni. Aveți cuvântul, domnul Zafirescu. Am văzut aici o chestiune, cred că sunt în consens cu colegii.
Spune aici că se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștele din Comuna Scorțeni, județul Bacău, conform anexei 1. Anexa 1. Vă întreb pe dumneavoastră sau pe dumneavoastră, doamna Cobuz. Sunt acele dosare da, mari? Da, da. Atunci este clară treaba. Unde avem toate... Deci acest amenajament pastoral trebuie aprobat de Consiliul Local. Tot așa, pentru că fără aprobarea Consiliului Local, APIA nu dă subvențiile, sunt făcute de către specialiști și decontate de la bugetul statului. Așa am discutat anul trecut. O completare foarte importantă, suntem dintre puținele comuni care avem acest amenajament pastoral. Am început de asta din datorită. De când se lucrează la treaba asta? Domnule, spuneți adevărul. Dar și eu cum este, sigur că asta este. Cine culege roadele, culege roadele. Nu, dar trebuie să și recunoaștem. De ce să nu recunoaștem? Bun, recunoaște, recunoaște, e greșeală iertată. Deci suntem de acord. Da, suntem de acord. Care este pentru potrivă obținerea. Punctul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii din școala din Adela Scorțeni, după cum v-am spus, am zis că l-am votat că îl retragem. Da, 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 se retrage. Am spus cu un referat care solicită... Dați doar o explicație, dumneavoastră, doamnă, sau așa, ca să fie foarte clar pentru comunitate, de ce îl retragem. Că poate, na, domnul director știe că îl retragem. Domnul președinte, este o retragerea de pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului. Păi de asta am întrebat. Domnul Buian știe că îl retragem. Inițiatorul este domnul Buian. Nu, nu. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă îmi dați voie să vă explic, domnul Ian a început o procedură prin martie, i-o respins, i-o dat aviz negativ, pentru că o trebuie să facem noi, primăria, cu, deci de asta am trecut prin Consiliu, să luăm avizul de la Comisia de Cultură și aprobări de la Instituția Prefectului. Deci am făcut, băieții de la Comisia de Cultură știu, au semnat, am trimis proiectul, cu nota de fundamentare făcută și trimisă de părintele și de domnul, am îmbrăcat-o frumos și ne-a dat avizul. Acum a apărut problema care este știută cu contractul de finanțare care... Deci, proiectele de... Păi, cine a pus problema? Că dacă noi am obținut un aviz... Dar nu, ce instituție... Nu, nu, nu. Nu ne spinge, îl amânăm un pic până ce... Deci, stați un pic, stați un pic. Deci niște oameni s-au zbătut. Au muncit, au făcut, nu știu ce. Au obținut, că l-am văzut aici avizul. Da, păi, eu sunt muncit de noi, da. Domnul secretar care a obținut avizul. Care este atunci? Avizează, uite, aici. Da, 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 domnul secretar deci, este cel care a făcut... Deci, bun, acum noi venim și invocăm o amânare sau, mă rog, ce ziceți dumneavoastră? Amânare. Care este motivul real și cine... Spuneți, domnul secretar, care este motivul. Înainte era școala Scorțeni, acum dacă mergem pe școala Tonița, se amână problema finanțării. Toate contracte finanțare. Care finanțare? Hai să explicăm până la capăt. Haideți să vă lămurim de la origini. Așa. S-a venit, a expus domnul primar în primăvară, cele două linii de finanțare pentru grădiniță nouă și extindere școala Scorțeni. Toate documentele, inclusiv ceea ce am aprobat noi în Consiliul Local, apare cu denumirea Școala Gimnazială Scorțeni. Toate documentele, toate avizele, tot apar cu Școala Gimnazială Scorțeni. În momentul în care semnez cererea de finanțare și apare școala Tonița, deci acea, tot ce am cheltuit noi până acum, toate studiile, tot proiect, tot ce este, este egal cu zero. După ce se semnează cererea de finanțare, se poate schimba. Faceți adițional și schimbați. Se poate schimba, dar până la semnarea cererii, atunci acele documente care noi până acum le-am realizat s-au dus pe apa. Deci, acum, cel care s-a pus problema, eu mi-am amintit foarte bine, a fost directorul Hian. Era normal să fie aici, la această discuție. Pentru că este directorul școlii, el este, cum se spune, promotorul ideii de la început. Al școlii, pe la Intoniță. Da? Eu nu contest că în documente nu trebuie să mergem pe documente, pe denumirile consacrate, că alea sunt legale. După ce am zis. Așa spune legiuitorul. Și atunci ar exista. Temeiul normal ca să se întâmple să nu mai primești nimic sau și ce ai făcut. Avem o dată și dar peste toate astea, eu cred că la discuția asta, care este o discuție destul de simplă, nu e foarte complicată, că nu cred că cineva cu răutăcismi aici, ar fi trebuit să fie neapărat domnul director cu ea.
Trebuia invitat. Dar noi am înțeles acest lucru. Deci nu ne rămâne decât să aprobăm amânarea lui. Amânarea, da, este o amânare. Nu este o retragere cu amânare. Deci inițiatorul, primarul, a depus, cel care inițiază, așa spune și legea. Nu are dreptul să se retragă de pe ordinea de zi decât cel care a fost inițiator. Este primarul inițiatorul, dar inițiatorul ideii a fost profesorul directorul Buian. Și atunci de asta consider de bun simț. Dacă o iau așa, inițiator este părintele Ceaușu, care tocmai de pe timpul când eram și eu director. Noi aici în Consiliu am luat noapte. Eu vă spun, atunci am adus o luat de la originea originilor. Supunem la vot, oameni. Da, supunem la vot, amânare. Cine este pentru? Amânare. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 acordării indemnizației pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Comuna Sporțeni, Tatu Bacău. Dacă sunt discuții, se iei careva. Noi am aprobat-o, dar asta, deci nu ne rămâne. Este o aia să primim mai bine. Dăm o dată mâna, dacă domnul lui s-a cerut, deși nu văd motivarea. Să punem la bază, sigur. Probabil anul al trebuie. Da. Asta e. O aprobăm, ce semnă că numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1200 de lei pentru domnul Mihai Victor. Supunem la vot. Discuții, dacă sunt. Eu am ceva de comentat. Am venit și eu pe cerere anul trecut pentru cernat Constantin în statul Grigorenț și trag un bec și o priză. Și nu s-au aprobat. Și acum vin cu... Revenița, problema asta. Da. Pentru Mihai să vă dau eu lămurire. Mihai Victor este cel care... Vom zis de cernat, domnule, nu de Mihai Victor. Nu, pentru Mihai Victor. El a fost intrat în obligația primăriei să-i ofere cazare în momentul în care a fost externat de la Moinești. Noi a trebuit să găsim soluție neavând un alt spațiu amenajat pentru a putea caza pe perioadă temporară o persoană sau orice alt ce caz social, s-a găsit la Solonți cu condiția ca noi să, pentru perioada care pe perioada de iarnă. După aceea nu s-a mai, chiar dacă a mai primit solicitare, nu s-a mai, primarul n-a mai fost de acord. Supunem la vot. Care este pentru? În unanimitate. Și acum iarna asta, spre exemplu, dacă... Ascultați un pic. Deja pe noi ne-a forțat atunci că era externat, era martie, da. Noi ne aveam spațiu. Sperăm să trăiască, să fie sănătos, să nu mai apelezi la serviciul de urgență. El a fost internat atunci vreo două luni de la Târgu Mureș, a fost transferat spre localitatea de domiciliu. Deci a fost la Mureș vreo lună și ceva, două. Încă vreo lună pe la Moinești. Da. Știți, și spitalele au o anumită perioadă pe care pot să... De 1800 pentru doamna Arun Margareta. Domiciliată în sat Florești, Comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezintă ajutor pentru refacerea locuinței distrusă de incendiu. Dacă sunt discuții, se înscrie careva. Mă înscriu. Domnul Zanfrescu. Altcineva. Bine, aveți cuvântul, domnul Zanfrescu. Din start spun că sunt de acord cu treaba asta, mai ales că am văzut doamna prin ancheta socială, are situație foarte grea. Eu nu mă leg de asta, sunt de acord cu banii, dar eu am mai observat și în alte exemple și întreb și eu acum, și poate mă lămurește totuși cineva, cum s-a determinat această sumă? Pentru că o anchetă socială nu ține loc de determinarea sumei, mai mult decât atâta. Procesul verbal al inspectoratului pentru situațiile de urgență nu ține loc de așa ceva, doar confirmă evenimentul. Eu cred că, și poate mă lămurește domnul Danilă, că determinarea acestei sume trebuia făcută, deci evaluarea pagubei de comisia numită prin dispoziție în fiecare an la început, așa, care face evaluarea calamităților, așa, perfect, ai zis, așa. Deci comisia asta merge la fața locului după eveniment și face o evaluare
cât poate, apropiată de o chestie. Adică nu putem chiar arbitrar, că poate paguba e mai mare, poate 2000 de lei. Deci de aceea vă rog să vă notați, dar și să-mi spuneți, există prin dispoziția primarului Anton o asemenea comisie în cadrul UAT, că dacă nu există, trebuie fără rezolvat. Nu deci este. Deci o comisie de evaluare sau poate fi din aparatul, sau poate este... Ia uitați că eu știu, domnul Anton știe. O comisie de evaluare a pagubelor rezultate din evenimentele naturale. La crearea... Ăia fac, ăla cu ancheta socială și cu confirmarea evenimentului de usul este baza legală și stă în picioare la toată treaba asta. Deci sunt de acord. Eu sunt convins de acest lucru, că atunci când se clădește bugetul local, la PSVSU se pun ceva bănuți la o parte și tot ce se dă bani, atenție dacă nu, dragi colegi, acești bani trebuie și să vină de la situații de urgență. Perfect. Da? M-ați perfect. Înțeles? Perfect. Deci, când s-a făcut, am avut problema stoică, da? I-a spus, despre ce este vorba? Dragă mie, deci, când spunem SVSU, spunem PAR-ul. Da, de acolo. Acolo e totul. Acolo este totul. O sumă pentru ajutoare. Iar atenție pentru Curtea de Conturi, că o să aveți verificări. Nu dați banii până când nu vă vin facturile cu costurile pe ce au cheltuit bănuți. Da? Noi suntem de acord. Da? Da. În unanimitate. Bună, domnul Om. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2000 de lei pentru domnul Galeru Vasile, domiciliat Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezentant ajutor pentru refacerea locuiții distruse, inundații și înguirea proprietății. Dacă sunt discuții. Suntem în aceeași situație, de la punctul precedent, suntem de acord. Punem comisia nominizată prin dispoziția primarului, care face o evaluare a cataclismului care s-a întâmplat acolo. Da. Supunem la vot, care este pentru, potrivit de nimeni. Punctul numărul 9. Prezentarea raport de specialitate privind cheltuielile pentru luna aprilie mai 2008. Care se înscrie la cuvânt dacă sunt discuții cu ei? Păi, nu, ne înscrim, da. Doamna nu vine? Nu, stai. Suplimentare pe ordinea de zi până și pe aia. Este suplimentarea cu gazele. Da, deci mai citim o dată proiectul de hotărâre și orice votăm dacă... Asta cu gazele ca să fie. Da, ca să nu se intre și partea finală. Bun. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții în ființarea rețea distribuției gaze naturale cu Comuna Scorțeni, județul Bacău. Dacă sunt discuții. Mă înscriu la cuvânt cu două chestiuni. Una. Deci orice proiect, și am spus-o și la comisie, orice proiect de anvergură, trebuie să avem în vedere totdeauna ordonatorul principal de credit, în primul rând, și noi, Consiliul Local, ca orice proiect din ăsta care aduce o situație socială, economică mai frumoasă, mai bună pentru comună, trebuie pus în discuția cetățenilor. Deci asta este nu un reproș, dar trebuie să ne obișnuim. Ca la casele mari, când sunt proiecte de o asemenea cheltuială, de o asemenea învergură, că sunt susținute pe bugetul local, că vin din alte susțineri, poate chiar europene, haideți să le supunem comunității, care comunitatea este cea care își stabilește prioritățile. Pentru că noi aici suntem azi, mâine nu suntem. Unul la mână, doi la mână. E o chestie care cred că o agreem, o să o votăm, da? Pentru că este o perspectivă bună, dacă cetățenii vor, dar mă întreb eu acum că dacă vorbim de studiu de fezabilitate, trebuie să avem și soluția cheia. Te costă 600 milioane un studiu de fezabilitate pentru gază. De puțin. Așa, uite, deci are experiență. De unii luăm. Asta vreau eu. Sim. Domn primar trebuia să ne spună. Da. Pentru ședința următoare, domnul Vasile, aveți în atenție o rectificare bugetară? Anul ăsta. Păi ar trebui să aibă. Trebuie să fie. Trebuie primul semn. Ia uitați un primar care trebuie să fie. Așa, bun. Atunci, îl rog pe domnul primar Anton. Poate, în decursul lunii iulie, sigur va fi ședință. Deci de aia, sunt cadre cu șase. Nu cred, că o să fie spre ordinara. Nu cred că o să fie în ultima joi din luna iulie. Cum? Cred că o să fie, să aveți în vedere, nu știu, cu concedii sau... Na. O să informăm. În iulie. Oricum nu o să fie în ultima parte, ca să știți. Ordinarea va fi în prima parte. Proiectul agreem, eu îl agreez personal, nu vorbesc în lui. Dar scoateți-l pe internet, pe site-ul primăriei, ca să vedem și noi reacțiile comunității. Dacă, da? Doi la mână, finanțarea, să o vedem în rectificarea bugetară.
Nu, la acest proiect... Lăsați-mă un pic să explic. Anul acesta nu ne trebuie, până la sfârșitul anului, niciun ban pentru gazii. Și să vă spun de ce. Da, nu. Prin atare trebuie să existe asociația. Cele 6 comune care fac parte din ochiul cum este împărțit de către compania de gazi. Da. În textul comune a spus aprobarea studiului de fezabilitate. Deci noi să înțelegem că se formează un model GAL. Model! Păi așa spune domnul cum să înțeleg. Deci este model. Ce textul hotărârii spune să vă de studiul de fezabilitate. Eu acum studiul de fezabilitate pe baza consultării cetățenilor care vor, pe baza consultării locale. Deci asta e. Și atunci eu trebuie să am și banii pregătiți. Cu amendamentul, da. Ne înscriu și noi. Dacă este adevărat de ideea, cum spui problema da. Asta, e exact modelul formării da, unui exact GAL. Păi schimbați și acolo titulaturile tot. Nu, acest model de hotărâre, ascultați-o, modelele de hotărâre vin exact cum vin și la GAL. Cine vi l-a trimis? Cine vi l-a trimis? Noi nu domnul secretar, cine a trimis? De la achiziții. De la achiziții de unde? De la drumul și podul de unde? Dar dacă nu știți dumneavoastră, cine dracu să știe? Da. Adică noi trebuie și să știm. Vă comportăm, fraților. Nimic de spus, că vrem. A vota un proiect de hotărâre și hotărârea în sine? E clar. Cine sunt ăștia care ne cer nouă treaba asta? Dom'le, Comuna Scorțeni. O firmă de consultanță. Foarte bine. Firma de consultanță Popescu Vasile vine și spune felul următor. Cine? În ideea că sunt 7 comune. Consulting? Da. Nu știm care să... Tu spune un consulting. Așa este ușor. Nu, domnul secretar. Nu așa trebuie că îl votează sau nu. Noi trebuie și să știm. Deci când se trece acolo în proiectul de hotărâre, trebuie și să știm. Dom'le, la inițiativa ONG-ului sau cine este? Doriți? Nu câteodată se fără. Domnul Victor, vă rog frumos. Spun bine sau spun rău? Spun bine, mulțumesc frumos. Dar asta este. Noi ne băgăm cu capul în față, de avem treabă. Punem căruța în fața taurilor ideea și hai să te da? Este că... De acord cu treaba asta. Indiferent cum ar fi, ori niciun proiect pe care s-a semnat până acum pe contract, ca să știi și tot cetățeanul din orice colț al lumii ăsteia, dar să aibă domiciliu pe Scorțeni, orice proiect, așa cum a fost și cu Căminul de la Grigoreni, contractul de finanțare a fost semnat în 2013 și a început și s-a finalizat abia în 2016. Ideea nu asta a fost nu, problema. Problema nu. Este pe a fost bani europeni pe GAL adus la fel și aici. Orice proiect pe care noi îl aprobăm acum nu se va implementa în următoarele ani. De acord cu dumneavoastră, dar vă rog frumos să ne facem înțeles, să înțeleagă doar comuna vorba lui Ceru. Dom'le, este vorba de o fundație, este vorba de o măsură, este vorba de un program pentru treaba cu gazele în Comuna Scorțeni. Care este ăla? Asta este întrebarea. Completez că, într-adevăr, este un proiect grandios, este mare, dar a venit acum, chiar în timpul ședinței, cu suplimentarea unui proiect de asemenea importanță, fără o documentare care prezenta niște idei care... Acum mă fac să cred că am zis că sunt de acord cu proiectul și am să însemnez cu studiul de fezabilitate. Dar acum deja am o reținere și aș vrea să mă gândesc că am putea să-l mai amânăm pentru ședința următoare. Să vină... Vă spun să ne vină niște explicații un pic mai mari. Adică acea invitație... Vă spun sigur că se poate. Pentru că totuși este... Un proiect grandios, mare. Să vedem și noi un studiu de fezabilitate, cam care dimensiune. Am dat studiul de impact să facem o chestie. De ce? Am zis la ședința. Deci, așa este. Haideți să ne ordonatorul principal de credit. Poate vine la ședința. Cu siguranță. Hai să ne lămurească mai mult, vă zic, da? Da. Că nu-i ce nimeni înrăit pe idee, dar totuși ai o documentare mai aproape de... Păi nu știm ce și cum și ce facem. De exemplu, eu întreb, dacă avem, are în plan, când pui problema asta, bănesc că primarul, ca ordonator principal de credere, ar avea și o valoare estimativă, bazată pe o evaluare, un studiu de... Evaluarea se face pe toate cele 6 comuni care fac parte. Dar putem deduce așa un pic la ce proiect de dimensiune financiară... O să fie! La ședința următoare noi dorim în felul următor să știm cine sunt acei oameni. Până la urmă, chiar, domnule, magistrala de gaz va trece pe unde va trece, cam atâta ne-ar costa, cum spune colegul. Veniți mai documentați în următoarea ședință cu această adică chiar este poate o urgență cerută de cineva, domnul Vasile? E cerută de cineva, repede? Firma de consultanță. Asta-s doamnă. Cum se numește firma de consultanță?
Nu știu. Da? Consulting SRL Moinești? Consulting de la compartimentul achiziții să facă un desfășurător cu situația. Ei mi-au spus, doamne, băgați, ăsta e proiectul să... Stați așa, dați deci firma de consultanță va ceva, da? Nu, eu le-am primit la compartimentul achiziții. Formatul lor este trimis de către firma de consultanță. Deci cum trebuie să arate hotărârea Consiliului Local? Haideți să vedem și noi în documentarul viitor documentele acestei firme de consultanță și ce vrea. Ce este și ce vrea socialiștii români? Deci în documentarea, în expunerea de motive a domnului Anton, anexăm acest documentar care a spus doamna Cobuz în mapa consilierilor, ca să nu mai venim acum să forțăm mâna, că văd că suntem... Nu-i de forța mâna, acum... Bun, dar e clară treaba, ce mai e? Haide să nu mai vorbim. Da, corect. Firma respectivă... Hai, lăsați-o pe luna secundară. Lăsați firma ei la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru Amanare. Da, pentru Amanare. Nu, cine este pentru? Nu, eu sunt pentru aprobarea aprobare. Cine este pentru aprobare? Nimeni. Deci eu pentru aprobare n-am cum să fiu, nu am... Dar nu văd nimic acum. Nu am clar. Deci împotrivă? Împotrivă, cât sunt. Eu vreau să o amânăm pentru luna viitoare, cum am... Sigur. Sunt mai documentați. Împotrivă, cât sunt, domnul secretar. Toți domnului, nu am cel puțin. Trecem la următorul articol. Dați când vă mânați. Da. Cum nu mai apare, dacă mai apare, dacă nu mai apare pe ordinea de zi, nu mai apare? Mari. Ei, nu așa. Nu. Așa deci, am amânat-o pentru luna următoare pe hotărârea noastră. Vreau să vedem documentele firmei de consultanță. Înțeleg copii. Păi, indiferent cum ar fi vot, cum va apărea? Facem, dacă mergem, mergem. Nu vorbim, nu. Suntem la capra potului. Nu, nu. Deci vrem să vedem ce a trimis firma la consultanță. Păi vă spus să fie nici din firma. Da. Prezentarea raportului de specialitate privind cheltuielile și dacă cu o bunăvoință a dumneavoastră, domnul secretar trebuie să plece. Da. Să plece, cum spuneți. Deci următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea raportului de specialitate privind cheltuielile pentru luna aprilie mai 2018. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Stați așa cum e. La cine ne răspundem, cred? La întrebări. Noi avem aici două materiale. Colegii au întrebări. Pe sume, pe astea. E prima întrebare care o întreb și nu mai intră mai departe, de ce nu este doamna aici? Este compartimentul de specialitate. Pentru că este cel care poate să ne... Da, răspunsul este în concediu. Da, acum nu știu. Puneți întrebări, puneți. Eu n-am pe cine să întreb nimic acum. Pe cine să întrebăm, domnule coleg? Da? Deci pot să spun doar o concluzie, atât. Că nu suntem pregătiți pentru treaba asta. Noi suntem pregătiți. Nu eu, sau tu. Deci mă da. Nu, dar asta nu se poate ajuta. Dar nu e vorba de votă. Asta e o informare. Dar erau întrebări. Nu avem ce să votăm. Da. Bă, informare da? Pentru luna bun, aprilie, deci iau cuvântul eu. Da. Nu mai întreb nimic. Nu mai întreb nimic, dar am să spun concluzii. Că aveam 10 întrebări, dar am să spun concluziile. Dacă văd că nu suntem tratat așa, deci mi-am notat așa. Am citit cu atenție materialele. Deci, fac precizarea că și aceste cheltuieli, în aceste informări, sunt făcute fără a exista documentul de căpătâi de anul 2018, strategia, planul de achiziții publice conform legii 98-2016, reactualizat. Deci noi nu avem aceste cheltuieli să fac, dar noi nu am văzut de la începutul anului care este perspectiva cheltuielilor. Doi. Cheltuielile care le-am văzut lunile astea până acum, dar și în special lunile astea pe care se face referirea materialului, care, da, omul, femeia își face treaba, le face, dar trebuie să discutăm pe ele. Am observat că se fac, și am mai spus treaba asta, se fac fără a exista o preocupare de cheltuire judicioasă
și cu economii a banului, a bugetului public. Aveam vreo 10 întrebări pe această chestiune, nu le mai pun când am pui, spun doar concluzia. Mai mult decât atât, reinterez ce am spus la finalul anului 2017, cheltuielile se fac în continuare foarte mari, cu preocuparea de a fi și mai mari și a se plăti cât mai repede. Da? Deci, neexistând documentul de căpătâi aprobat de Consiliul Local, apreciez că, în moment de față, cheltuiți banii, domnule primar Anton, ca ordonator principal de creier, fără a avea temeiul legal, fără a avea hotărârea Consiliul Local, care este organ deliberativ și care aprobă bugetele și patrimoniul Comunei Scorțeni. Punct. Mai are cineva cuvântul? Vreau ca la următoarea ședință să mi se aducă la cunoștință acele boluri de transport. Te văd aici în chirier utilaje. Ai fotoaie la tine. De asta zic, da? Nu, nu, nu. În chirier utilaje, îmi spune aici undeva. Da, la 30, 264, iar luna anterioară 8371. Puneam o întrebare colegii doamnei viceprimar, cine a semnat acele bonuri, însă nu știu, dar vin cu rugămintea, următoarea ședință, să-mi veniți cu bonurile și să vedem despre ce este vorba acolo, pentru că, nu știu, eu vorbesc pe zona unde locuiesc și unde am răspundere, da? Mă uitam acolo la intersecția cu drumul cetățuii la Cruce, zis punctul. Este poate pentru a doua oară sau a treia oară când au venit ca întoile astea abundente. Și mă uitam, aveți un încărcător frontal și un punct de excavator. Da? Ăla încărcătorul ăla frontal stătea și l-aștepta pe cel cu buldo să-i încarce cupa. Dar de fapt avea o cupă și jumătate de la buldo. I-am zis colegului că a venit cu filmări, cu toate treburile astea. Ba chiar mi-a zis că, uite, astăzi vor veni și autogrederul și toate astea. Este rușinos lucrul ăsta să avem cheltuiți vreo 400 de milioane bani vechi și stadul drumurilor sunt așa cum sunt. Eu nu zic, a plouat, da, oameni buni. Avem buldo excavator la unitate. Avem tractor făcut tot. Să zicem că nu este funcțional tractorul. Dar ală pe Mihăiță care a lucrat pe buldo și am mai pus această întrebare de ce nu se vrea a se folosi utilajele din lotare, ca și răspuns că nu vrea primarul. Revin cu problema lui Geu. Dom'le, păcat că nu este dânsul aici și nu vreau să discut prea multe. Dar eu dacă cobor, că primarul răspuns a zis, dom'le, că e vechi, nu știu ce, dacă coborăm acum cu dânsul, eu sunt convins că acel utilaj va porni. Aveți 2 ani de zile de când tot vă zbate să faceți încadrări. Bine, am înțeles, cu aprobări de la ANFP și toate. N-a fost posibil. Dar să știți că eu am lucrat și cu dânsul, acum nu mai fac chestii, dar am lucrat cu Bogdan Lăzărescu, care se pricepe. Puteți da bani la o parte, folosiți-vă utilajele dumneavoastră. Păi văd că au dat buruienele până la cabina agregatului. Dar ce să nu închiriem noi utilaj? Păi nu pot să-mi dau seama, dar nu se poate să... Și, că nu, domnule, vă rog frumos, lăsați-mă puțin. Și că, nu, domnule, eu oricum e mai ieftin decât. Cum adică? Păi dau 80 de lei, bine, și eu dădeam 100. Păi ăla cu 80 de lei îți face 7, 8, 9, 10 curse, cât îți face ăla cu camionul, cu rapa de 16 tone sau cât este toată treaba asta. Dar, în concluzie, vreau, deci ședința următoare, bonurile de consum, tot ce s-a făcut, că dacă facem o împărțire, să zicem că este 80 de lei ora, a venit vreo 50 de zile, zi la zi lucrat. Domnilor colegi, cine a văzut? Cine a văzut treaba asta? Așa, lăsați-mă să termin, colega, lasă-mă să termin și gata. Și de aia, deci, să dăm un termen noi Consiliul Local, pentru că văd că așa trebuie, pentru angajarea unui mecanic, ei, utilaj. Nu știu, ați adus mașină foarte bine, cum au fost toate treburile astea, dar nu mai aruncați cu bani în văd, că v-am spus, ca în filmele cu deștepți, cu ghilimele de rigoare, ce puteam să văd nu odată de mai multe ori. Iar zona care s-a lucrat în Florești, de la DN2 până la familia Ceasăr Gheorghe, dacă o luăm pe metraj, sunt vreo 25 de metri unde văd tot timpul că s-a lucrat. Doar atât. Domnul Cipur, ați văzut vreodată compactorul ăla să vină
și să simțiți cu bătăile alea acolo, l-ați văzut în zan? Am văzut în fața bisericii 3 zile staționând. Staționând. Ei, oameni buni, vedeți? Asta eu nu zic. Dom'le, foarte bine, s-a făcut, dar să vedem și ce s-a făcut, da? Deci, cred că am fost înțeles. Vă rog să aveți notat acest lucru. Vreau să vedem și despre ce se vorbea. Și încă o dată vin cu rugămintea. Dom'le, acționați cu problema încadrare. Pentru că, după cum văd eu, la văd că avem bani, sincer. Deci, și avem niște salarii frumoase, așa, avem bani. Motivul pentru care se tot amână cu concursul ăsta nu mă privește pe mine. Ceea ce vin cu propunere către dumneavoastră să se aibă în vedere că atunci când se mai organizează licitații PSA pentru închiriat utilaje, obligatoriu cel care se va înscrie sau va dori să se înscrie să îndeplinească și obligativitatea de a avea GPS-uri pe mașină. Și atunci, la sfârșitul, ai făcut nu știu ce lucrare. Cât ți iese pe GPS că au funcționat utilajele? Buldo, mașină. Și atunci nu mai există. Nici că am funcționat, îți arată și de unde până unde am mers. Cu aceeași propunere vin să se monteze inclusiv pe dotările de la primărie. Mașinile de la primărie. Acum s-a venit cu sponsorizare de la Camera Deputaților cu un autoturism Logan. Vin cu propunerea de a se pune GPS-uri și pe Cielo, și pe Logan, și pe Buldo. Și atunci se vede, fără să mai existe problema asta, că a fost pontat, că n-a fost, că s-a plimbat primarul și vicile, că nu s-a plimbat. Scoateți utilajele la treabă, puneți GPS-ul pe ele și faceți, nu le țineți aici în spate și nu ne spune la care vine și vrea o închiriere utilaje, obligativitate de a avea. Există proiect făcut de hotărâre cu închirieri utilaje pentru Comuna Scurțeni. Verificați pe tipul mandatului. Nu, a zis când se scoate PSA, acolo la mențiuni spui. Utilajele să fie dăunate cu GPS. După 2 ani de zile, mie chiar îmi pare rău ce am lăsat și ce găsim la primărie. Cred că sunteți de acord ca toate utilajele să fie dotate cu GPS-ul. Și cele care vin pentru închirierii, dar și ale noastre în dotare. Exact așa aici. Ce vă faceți cu ăla care vine? La cât vine și la cât pleacă. Ce vă faceți cu firma? Auziți, și să fii la ora 8. Și să pleci la ora 9, nu înseamnă că ai fost prezent. Da. Știți cum e cu condiția de prezență? Este fix 0. Da. Ați înțeles? Cine spuneți doamna asta? Cum se spuneți doamna așa ceva? Aici am primărit. Este doamna. Doamna, este documentul de căpătrii. Doamna, este documentul care stă în picioare în fața oricărei instituții care face o verificare. Este obligatorie, dar atributul este a primarului care la sfârșitul lunii știe exact situația fiecăruia. Prin dispoziția primarului Anton, cine se ocupă de conica de prezență a angajaților UAP Scorțeni? Noi trăim într-o administrație fără început și fără căpătâi. Suntem într-o pădure fără rost. Domnul secretar, la dânsul deține această condică. Dimineața eu la 6:30, 7 fără un sfert, dintr-o instituție o scot pe masă și după aceea dumnealui o ia la... Nu mai. Hai să trecem la punct. Da, la ora 12. Mai e cineva. Uitați, domnul, hagi la prea. Referitor la problema care a ridicat domnul Ambruș cu drumul, vreau să vorbesc și eu, dar totuși mai am o completare la referitor la chestia asta. În ziua când, să zicem, s-a întâmplat atunci cu foaia cea mai mare, când a venit prima oară la Florești, mă refer, ziua următoare m-am întâlnit cu domnul Ilas, pentru că nu știu care știți și care cunoașteți, domnul Mircea, cu siguranță știți, la coborârea de pe Scorțăneasca, în curbă, acolo a fost un podeț. Mărginile podețului sunt desfințate. Nu știu dacă domnul Ilas l-a desfințat, când au făcut drumul, nu știu. Deci acolo nu mai este podețul.
Colmatare. Ieri când au venit utilajele, în loc să se apuce din partea de la deal, de acolo, să facă șanțul, ei s-au apucat de pe Israel, s-au apucat de la Lupul, pe porțiunea respectivă, pe porțiunea de Discorțăneasca, domnul, știu că domnul primar a vorbit cu domnul Ilaș și și-a... Eu vreau să se întâlnească. Aici, a... Domnul Ilaș a spus că pescuiență e obligat dumnealui să facă. Că până la urmă este cel care exploatează suprafețele respective. Cred că cu acordul proprietarului exploatează terenurile respective. Atunci să le și întrețină. A spus că acele șanțuri le va face dumnealui. Utilajul care a fost închiriat de către primărie nu putea să se ducă să facă munca domnului Ilaș. Eu când m-am întâlnit, v-am zis, eu știu că domnul Ilaș a spus că face. Domnul Ilaș mi-a zis că el are grijă de... Inclusiv pentru partea de sus de la galerul, unde atunci când a venit apa a rupt prin curtea omului, știu că acolo problemele au început, din discuțiile cu proprietarii din zona respectivă, au început datorită arăturii pe care a făcut-o inclusiv pentru zona respectivă care era cu iarbă și drum în anii anteriori. Haideți să mergem la diverse cu problemele astea. Domnul Hagi, păi suntem la diverse deja, domnul. Dar pe cum? Să fie pe mare, eu nu știu. Mai avem la din la cheltuie. Știți cumva stadiul camerelor video? Am ridicat, săptămâna asta a mers doamna contabilă la Pomănești și a ridicat avizele de la E.ON. Vin și cuplează pentru cele de energie, pentru că nu... Așa că atât durează, de ce cauză vă zic? Știi cum e? La noi la Florești, la școală, e o zonă, să zic, nepopulată, da? Acolo deja două camere de spălut. Poliția este informată, intră în atributul poliției. Să mai fac o precizare. Primăria, niciun angajat al primăriei, până în momentul ăsta că nu avem poliție locală, nu poate să desfășoare activități de cercetare. Este atributul poliție. În momentul în care vin persoane la poliție și eu știu ce alte probleme au, că a intrat gigel peste pământul lui, că i-a mâncat vaca, nu știu ce a mai făcut, nu primăria este cea care primește aceste sesizări. Probabil că eu nu-ți facis să aveam în vedere treaba asta și luați legătura cu postul. Da, este luată deja. Nici o persoană nu face, nu are atribuțiuni de... Din cadrul noi doar informăm la rândul nostru poliția. În schimb, unii au atribuțiuni din poliție politică. Da. Da, sigur că tot de acord cu limba aici. Da, sigur că pe luna mai, dacă știți să-mi răspundeți aici, apare o sumă de 119 camere video. Și ce de camere? Nu bănuiesc. Sunt două camere de pe interiorul primăriei care nu funcționează la caserie și am avut și pe holul exact de la venituri, dacă când coborâți acum, nu redau imaginile. Sunt două camere defecte din interior. Din interior, mai ales la caserie, chiar a existat o nemulțumire a unui cetățean că a dat bani, că n-a dat bani, că i-a pus, că nu i-a pus, neavând camera care să redea imaginile clare. Să bănuiești și să pune o etichetă greșită asupra funcționarului care nu își are locul și nici nu-i cazul. Așa evităm. Da, eu dori o lămurire. Zile, domnul Ceu. Doamna contabilă poate ne răspundea mai bine. Văd aici pe încărduieri, pe apă, consumul de apă din... Un peren, bazin. 4300 de otate. Sunt de bazinul lunar. 1600, 1600, 1500. Ei, banii ăștia îi plătește primăria. Eu întreb. Păi pe cine întrebați? Primăria primește banii ăștia de la cei, care utilizează rețeaua de apă? Da, sigur. Să întrebați. Să nu cumva să fie avizele alea de la... Să nu fie apa de consum, ci avizele pentru fosă. Și
Și acolo apare apă, într-adevăr. Nu, eu văd energia electrică plus prestări servicii. Domnul Șoam, asta este, domnul. Prestarea servicii din Doamne, mai sunt acele pagube care ne le-ați prezentat la timpul de acum un an? La acele pagube de rezultate de acum un an s-au mai adăugat și altele. Adică s-au mai descoperit ștuțuri care curda halandala, așa se pește, halandala. Adică au mai crescut. Da? Doamne. Deci, domnule, notați pentru domnul. Astăzi mă gândeam, nu ne ajută comisie să facă ce fac și o cerere de contare energie consumată de hidroporul meu. Dacă plătește primăria. Păi, de atunci am solicitat. Inclusiv cu, în raportul curții de conturi este prinsă această sumă care a dat TVA de TVA este recuperat. Convingeți-vă odată că nu mai puteți continua. Da, mai vreau. Și o întrebare, mai avem mult de plătit la baza punctului funcțională? Eu văd că în luna mai am mai plătit o sumă. Mai păi nu s-au încheiat lucrările. Toate? Toate lucrările, da. Da, de recepția finală când am plătit o... Păi ați fost invitat la recepția finală. Ai avut recepția finală? Nu, este doar la terminarea lucrărilor ultimii care au avut loc. N-am participat, o să vă spun și de ce n-am participat. Dar nu, bă, aici... Am aici, la întrebări. Bun, mi-a stat o... Nu, de ce? A fost, dar... Deci în momentul... Deci s-a încheiat, da? S-a încheiat, nu mai avem de dat bani. Nu mai avem decât de ce e alocați prin buget. Alocați prin buget. Păi da, doamnă, pentru că nu-i buget. Doar nu o să plătească ce nu-i prins în buget. Un pic, doamnă. Deci ce e alocați prin buget, mă refer la acea sumă de 40.000 de lei, care noi, Consiliul Local, am aprobat-o prin bugetul pe anul 2018, plus 30.000 de lei, dar asta ar trebui să știți treburile astea. Da? Plus 30.000 de lei, plus 30.000 de lei, tot de noi aprobat, ca suplimentare. Deci noi am aprobat prin bugetul pe anul 2018 încă 70.000 de lei la finalizarea bazei sportive multifuncționale. La ultimul punct, îmi pare rău domnul director aici, care aș vrut să fie, că chiar vreau să vă întreb niște chestiuni, o să am din nou un remember vis-a-vis de toate cheltuielile vis-a-vis de baza funcțională Scorțeni și o să vă răspund eu, stimate coleg. Da. Or, ceea ce trebuie să fie sigur toată lumea, nu se poate plăti dacă nu ai o lucrare făcută. Clar. Și în aceeași măsură nu poți să plătești ceva ce nu ai prins în buget. Am văzut. În decembrie facturile de 1.800. Exact cum e și la ordinul de deplasare. Dacă nu ai ordin de deplasare, nu ai cum să primești banii. Adică la fel. Adică plătit fără să plătit. Exact, nu există așa ceva. Astăzi... Mare, dar există ordonanțele de plată. Domnul Ambrus, și pe timpul dumneavoastră. Nu mai spune și pe timpul dumneavoastră și care sunt hârtirile care stau la bază unei plăți. Deci în spatele ordonanțării de plată sunt niște documente. Care sunt alea, doamna colegă, după 2 ani? La ce anume ziceți dumneavoastră? Când face plată. Păi acum discutăm de plăți, îi spune domnul Geu că este o plată făcută cam ne la locuim. Deci, recepția lucrării sau parțial sau situații din lucrări. S-a plătit o factură de 1.850.000, o regăsiți în cheltuielile. Domnule, dacă contabila e așa de bătut în cap, o regăsiți în decembrie, în informativa pe ianuarie. Deci în informativa pe ianuarie. O să verifici acasă și o să vezi o factură de 1.850.000 în decembrie. Dacă așa de fraier a fost contabil la primarul să semneze, să vă spun. Dar nu cred. Da. Trece la în planul în care domnul Cipca a pus întrebarea atunci, care s-a trimis prefecturii cu estimarea proiectelor, care era dimensionat. S-a întrebat că Ionuț Cipca ce înseamnă 5%? Ai întrebat? Ce înseamnă 5% din proiectul bazei multifuncționale Scorțeni? Ce înseamnă ca valoare? Păi și alea trebuie să... Nu s-a dat o răspuns, dar 5% e în planul ăla, el a sesizat. Acum o să vedem dacă cei 700 milioane care noi îi avem în bugetare
la proiectul baza multifuncțională Scoțeni, sunt chiar 5% din, din proiectul ăla? Din valoarea care trebuie făcută anul ăsta? Se pot face verificări. Am pregătit aici... Haideți să mergem la ultimul punct, da? Da, da. Da, ăsta-i tu, ultimul punct. Ăsta-i ultimul punct. Da, cine se înscrie la cuvânt? Acum am văzut mai de completat. Aș dori, când sunt calamități și să străcă drumurile, aș dori că să facă și drumurile alea pe deal, să face valea, dealurile și dealul. Și pe la Bugeanu, partea aia cel puțin. Păi doamna colegă, acum vreo 30 ședințe sau 4, i-ați mulțumit primarul că v-a făcut drumurile, că v-a făcut. Da, au făcut drumurile, înțeleg, dar dacă s-a străcat acum de la calamități. Dar pe la Bugeanu nu a intrat niciodată nimeni. Așa e, ce să faci? Acolo este o groapă de acolo. Acolo este o groapă de acolo. Este o groapă de acolo. Se pune că sunt permiteți-mi o glumă ca să vă descrețesc nedumerile. Ca să vă descrețesc nedumerile. Vale ideal și dealul e vale. Așa este. Vă cred. Așa. Mergem în la Pecărare. Și mai este o problemă. Și dăm mai departe. Codul de la Turcu zis. Sunt cu 3-4 bărni care-s rupte, nu se poate trece cu vitele sau chiar și seara, ar trece cineva cu piciorul. Păi acolo e o capcană, trebuie lăsat așa, zic cine cade mea întâi. Păi de jos la tot. Care este destul de vigilent. N-am făcut totul. Da. Făcut acum 2 ani. Doamna... Notați vă rog frumos. Doamna consilier Avram Nuțar, consilierea domnului primar. Așa? Are o întrebare personală pentru dânsul, că nu o să-i o pună lui Mircea, lui doamna Cocu sau mie. Nu, până domnul primar îi pune. Trebuie să știți că la primărie întotdeauna există cu sau fără informarea consilierilor sau a cetățenilor, există disponibilitatea de a rezolva în limita posibilităților și în funcții de gravitate. Deci eu nu semnez. Ca să știți aici, pentru că toate am fost nominalizat fără să fiu consultat. Eu am pretenție să vină doctorul, să-mi ia tensiunea, încă un anunț foarte important, să-mi fac un popularizați în rândul cetățenilor pe toată dacă eu sunt mecanic și nu mă bat la damsul, suprafața de sector pe care o aveți dată, că la nivelul primăriei Scorțeni se organizează concurs pentru postul de șofer, pentru postul de la urbanism. Consilier asistent. Da, o să apară pe internet. Da, dar da. Știți cum e? Internetul nu poate nu toată lumea. Nu, așa. Nu are toată lumea internet. Dar când apar campanii electorale, cum le... E, dar până atunci... Cum să mai bine, dumneavoastră în sectoare anunțați, știți care sunt cu... permis de conducere, la urbanism. Ce interes? Obligația este a celor interesați să se intereseze. Păi, consilierii trebuie să fie mai interesați. Deci obligația este a celor interesați. Și trebuie să facem prezentare, că la concurs nu este obligatoriu să se prezinte doar cei care au conducere. Eu am înțeles că deja se știu angajații. Bravo. Și atunci de ce ne mai agităm atât de mult? Care angajați știu, domnule? Că eu de exemplu care va să fie amin. Eu, de exemplu, nu știu. A, da, aveți dreptate. Eu nu sunt angajat, eu sunt doar cu indemnizații. Da, corect. Aveți dreptate. Ales local. Da, atât. Hai, și mai am o întrebare. Și mai am o întrebare. Cineva m-a întrebat dacă se face construcție pe pământ extravilan. Din câte mi-aduc aminte... Da, cu pus. Își face pus? Ionuț sau nu știu cine. Da, își face pus. Da, numai că cu aprobarea Consiliului Județean. Deci, atenție, numai că... Acele costuri te face de cumpărat. Sunt 10 ori mai mari decât ai crede pe să fie extravilan. Pe când s-a făcut o casă, o construcție pe pământ extravilan și aș întreba dacă are acte sau nu are. Da, da, acolo și nominalizație și mai bine, dacă nu... Dacă nu vă pot spune, ca să persoana respectivă să urmărească, cred domnul primar, când ne-a prezentat bugetul, domnul primar Anton, pe baza discuțiilor care le-am avut anterior, am fixat în buget suma de 25.000 de lei și am zis eu că e cam puțin, pentru pus.
Pug, pardon. Da. O să se face la 50, omul trebuie să duce așa. Dar ar trebui un pic de, un pic de cineva are niște interese să vină la primar, cu cer, nu știu ce, să analizeze într-o comisie, într-o consiliu. Aici vă pot face precizări, s-au demarat discuții pentru Pug, în schimb este foarte greu de găsit proiectant, sunt puțini, majoritatea... Consulting. Mergeți la panel pentru punct. Ei, da? Domnul inginer de acolo, dacă am luat legătura, are foarte multe proiecte cu finanțări europene pentru primării, nu? Un om nu poate să facă față... Dar noi avem niște bănuți în buget. Avem, dar dacă nu... Uite, interesați-vă și dumneavoastră și veniți și spuneți, uitați. Domnul inginer, uite, l-am găsit cu domnul proiectant. Cu tărică. Scoateți să iau un pic. Dar deja v-am scos. Pugul care e pus de stai cu primării este valabil, nu? Este valabil până la modificare, până la cum e logic lucrul ăsta. Primul este al comunii. Da. Deci până, exact ca și o hotărâre a Consiliului Local, este valabilă până când se modifică hotărârea. Așa că întrebarea nu mai avea rău. Și mai zici la cuvânt pentru ultimul punct de pe ordinea de zi. Domnul... Deja... Da. Domnul Zanfirescu. Măgirescu. Zanfirescu. După aceea, domnul Măgirescu. Luați-o în ordine, domnul Măgirescu. Da, pe doamna a trecut-o că a fost prima. Dar n-a ridicat mâna. Altcineva. Că a văzut că a spus așa. Deci atâta, da? Domnul Măgirescu. Domnul... Hagină. Da, eu am două probleme de ridicat. Am aprobat într-o ședință cu cel care scotea tuburile de pe câmp, 10 tuburi care o să rămână la primărie. Problema este, deci aceste tuburi urmau să fie montate cu ajutorul celor care scoteau tuburi. Am ridicat o problemă cu un loc unde trebuie pus un tub. Vreau să știu care... Mai este salariu. Deci s-a luat legătură, atunci domnul primar a spus că nu-l mai găsește pe respectivul. Am trimis adresă la, știți că în momentul în care se încheie un contract, se precizează și datele de identificare a firmei respective, indiferent de forma juridică a ei. Alea 10 cuburi le avem? Nu le avem. Asta am... Le avem doar în acea hotărâre de Consiliul Local. Acolo, pune acolo. Pe teren am mers în luna mai cu domnul, cum îl cheamă, Crăciun, sau nu știu dacă chiar Crăciun îl cheamă el, sau de la societate. Am identificat, am mers, chiar eu personal, am stabilit și numărul de tuburi, urmând să aducă, să le aducă. Neonorând această cerere, a fost să fac pași legali. Nu poți să te duci să... Bătrân și nu mai bătrân. Da. Cer ceva dacă tu nu îndeplinești toate formalitățile. S-a făcut informare pe bază de mesaj, există document. S-a făcut informare cu confirmare de primire în format scris, la adresa societății respective. Atât ce vă pot eu comunica... Mai puneți o întrebare. Da, nu, am pus întrebarea, da. Apropo, dacă tot a fost vorba de Grigoren și de poduri, în ce stadiu mai e materialul de la demolare? Lemnos, nu e așa? Materialul, da. Și eu tot aici cu materialul. Pentru podul de la... Din Poiana Mărului. Din Poiana Mărului. Lăsați-l, vă rog frumos, nu luați pâinea lui domnul Magirescu. S-a dus și a studiat problema acolo. A studiat ce? Lemnul, problema... Nu, dar eram tot aici. Eu vreau să întreb, că mulți cetățeni m-au întrebat, ce are de gând primăria să facă cu materialul lemnos rezultat în urma demolării? În urma demolării. În urma demolării, materialul lemnos cel mărunt, care a fost rezultat. A fost distribuit cetățenilor. Voi știți cel mai bine că sunteți consilieri acolo.
S-a făcut procesul verbal? Cel care este, cel care s-a făcut procesul verbal cu cetățenii? La care? La... Cu la ce? Nu, 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 la care? La bucățelile alea? La rupturi? Nu. La alea nu. La materialul lemnos mare... Știți? Și din discuții... Ceea ce a rezultat. Comisia de tot ce este bun, oamenii. Să lăsăm, vreau să ascult ce spune doamna Vice în legătură cu ce am întrebat eu. Știți că am și discutat, cetățenii s-au mobilizat să-și aleagă doar lemnul care poate fi folosit la... Dar nu lemnul ăla, vorbeam de lemnul mai mare. Iar restul, celălalt, nu se dă nimănui, pentru că avem noi nevoie la cămin, pentru încălzire pe perioada de iarnă, avem nevoie noi la primărie de lemn, dar să ne ajungă cât este acolo, să ajungă inclusiv pentru școală. Nu se dă nimic din lemnul ăla. Deci nu se dă să folosești de la... Deci se folosește tot ce este la bun. Grigorien, da, la școala, la Grigorien, ce e acolo, la... La cămin. Deci prima dată și prima dată, cantitatea cea mai mare va rămâne pentru cămin. Dacă mai rămâne ceva în plus, va mai primi școala, va mai primi biserica. Dacă nu, nu. Nu. Deci dacă nu, nu. Ce, tot ce este, tot ce este lemn de stejar bun și poate fi folosit, domnul Tătaru, Cristi Șova și proprietari care... Doamnă, vorbim discuții. Da. A fost o comisie care a făcut recepția materialului și care a stabilit către primar o propunere. Jumate care îi putră, dați-l la oameni, la... așa jumate rămâne pentru foc. Este documentul ăsta care a întrebat domnul Dercea. Dar dacă nu s-a dat decât rupturile bucățenii, ce proces verbal se face? Păi este un proces verbal de declasificare materialului, că ăla e în patrimoniu. Ce? Deci tot, deci clădirea veche a fost în patrimoniu, prin punerea ei la pământ rezultă un material și prin procesul verbal de care spunea dânsul, care dacă nu s-a dat, ce proces verbal să se facă? Doamna, deci comisia de 2-3 inși minim spunea, domn primar, 80% din lemn nu mai poate fi refolosit în scopul de... În momentul în care o să se dea lemnul respectiv, o să fie comisii desemnată de către primar în care să facă parte, numai consilier, de exemplu, eu vin cu propunerea asta, să fie consilier. Eu înțeles că a existat niște cereri către domnul primar, prin care cei de la ajutor special, social în special, au luat niște resturi din lemnele care, cum să spun eu, nu sunt duse la deal acolo, lemnele mai mari. Ceva mai mici care sunt în Valea. Da, da. Alea ce au fost bătut prin, știți, șipcile alea bătute da. Prin pământ, alea. Alea la urmă, alea la urmă. Eu mi-am făcut și dușman că i-am întors pe o parte care încărcau și lemne mai, păi, mai mari. Foarte bine ai făcut. Ei spuneau că le-au scos din Valea. Ești nelăudat în cazul ăsta. Riscul meu. Nu. Până la urmă trebuie să ne reacționăm, domnule, nu putem să fim așa numai toți frumos și ne-am adus. Eu m-am dus și am văzut că oamenii încărcau. Și m-am dus, erau de astea mari, nu era nimeni. Nu era nimeni. Le-am pus să le dea jos, spalea și probabil. Păi n-avem pus să le dea, avem pe domnul Ovidiu, pe domnul Măcinescu de fiind Grigorien. Cum n-avem primărie? Avem din rândul consilierilor și-au făcut de plin datoria domnului Hagiu. O supravegheat acolo? Da, da, întotdeauna e acolo. Bine, e și strategic acolo. Aici, vreau să spună cineva, să nu fie implicat Ovidiu. Care vedea ceva, chiar dacă nu era adevărat, vine la mine și îmi spunea, băi, dar... Nu, domnule, de ce zic, s-a implicat cu vârșul de sat, Ovidiu, ăhă. Auziți, aș mai pune o întrebare. Puteți să ne spuneți cât au costat reabilitări la modulele stații de autobuz? N-am făcut încă recepția, nu știu să vă zic. Nu știți de ce se vorbă, și eu aș fi vrut. Dar să știți că la noi în comună, câți mai avem la ajutor social acum, cu dosare? Bun de muncă. Bun de muncă, la Scorțeni avem 9, da. La Florești vreo 16. 25. Și și bun de muncă, știți cum îți bun de muncă, da? Nu. Bun de muncă, vă citesc eu lista, e nu mai bine așa? Da, e bine. Așa e foarte bine. Cred că pe care mai văd eu. Grigorien, Șerpeni... Ia, duceți-o cu aia. La lungul ăsta mai sunt, ca să trecem la alte... Bine, eu... Stați așa, să te ne întreabă eu așa. Dom'le, e de râs. Adică tu ai atâția oameni la ajutor social și aduci firmă să-ți dea cu pensula
pe țevile alea la, la, la modulele stații de autobuz. Dacă sunt bani. Dacă sunt bani. Când au luat rotarea vreau să vă mai citesc o dată. Și cu demolarea și cu altul. Inclusiv sunt afișat lună de lună la atestierul la... Da? Păi spune stare, domnul Ceaușescu. Am spus o dată. Fără justificări. Fără justificări. Da? Există preocuparea de a se plăti și mai mari și mai repede. Mulțumesc. Asta e. La Florești sunt 14. Bun. La Scoțeni sunt 9. La Scoțeni sunt 9. Da. La Grigoreni sunt 12. 12. Și citesc? Nu, 35, cu tot ce-i pe 35 de persoane, așa cum sunt ei, că eu știu ce ați vrut să spuneți vreodată, nu găseam, nu găseam, deci nu, unde de muncă am înțeles. Da. Act de muncă, da. Documentul de act de muncă, da. Nu înseamnă da. Că cu acea persoană, după cum arată fizicul da. Dumnealui, poți bun. Să-l... Din 35 de persoane puteați găsi 4 persoane cu un de muncă? Pentru? Da. Spuneți pentru ce? Păi, oricum o desfășurat. Cumpăra primăria 10 peri de sârmă, 5 pensule, 5 kg de vopsea și îi puneam la treabă. Eu chiar sunt curios să văd la cât va ajunge cheltuiala pentru modul făcut de la A la Z. Da, vreau dar, să știu, pentru dar, mine. Dar, o să vedeți că automat apare de informare. Ăștia nu poți să-i folosești la acela. Dar la ce îi puteți folosi, domnule colegi? La ce vă folosiți și înainte, domnul Ambaru? Și mult mai mult față de înainte. Nu, la aia, nu, la aia, nu, nu-i poți folosi. Îi cade pensul la un ochi. Da, și după aia n-a risegat. Dar în loc să apreciați lucrul că de la 1.500.000 de sute de persoane care erau la ajutorul social, am cât erau, cât erau? Mulți tari! Mulți! Dumneavoastră ar trebui să știți. Păi eu vă spun eu, când am plecat de aici, am plecat cu 59 erau. De dosare. De, și când am preluat, hai spuneți-i. Doamna Ambăruș, dă cu virgulă. Nu, 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 nu dă cu virgulă. Aici. Dumneavoastră, eu nu vă permit să-mi vorbiți. Vă aduc dosarul. Vă aduc dosarul din 2016. Când am luat primăria, aveam peste 200 de dosare și când am lăsat, aveam 59 sau 61 cel mult. Aduc eu. Aduceți dosare verificați. Verificați. Da, da, da. Haideți să trecem. Erau 70. Haideți, poți să... Doamnă, să aduceți, că dacă erau peste 70, ați umblat cu prostii. Da? Pot să găbăresc. Încercați. Deci... Filmați și în partea asta să vadă oameni. Nu, unde vezi. Filmați și acolo. Să vadă oameni. Să vadă oameni cum vorbesc între ei, care ce îi răspund. Exact. Să vadă lumea. Ne-au dat o lucrare de control, dar copii în fiecare. Cum putem, ne întrebăm, n-ar ce răspunde, n-ar ce răspunde. Să nu credeți că primarul e în transmisiune direct acum la Florești. Este în transmisiune direct. Vă pun telefon. Doi la mână. Dar n-am avut televiziunea pe teren, domnule. Așa. Unde a fost banii? Cum pun întrebarea? Cum pun întrebarea? Deci ședința Consiliului Local, am aici, da? N-am fost ședința Consiliului Local, da? Nu. Banii aia de filmări și de unde ce? Dar am spus eu, uite, am aici. O filmat întrebarea asta. Vreau să văd, domnul primar, Anton. Vreau să văd contractul, aici la ochiul meu. Da, contractul da. Cu televiziunea exclusiv Onești, care ne onorează și ne ajută. Avem contract. Cum l-a adus ca să fie de trecut? Păi cum l-a adus? L-a adus eu vreau să vedem. Vreau să vedem când a fost semnat, aproape la început de an, că nu l-a lăsat. Ce clauze avem și care sunt obiectivele contractului? Pe data aviatoare, că acum suntem tot ocupat. Doi. Dar n-are treabă de supunem. El a Nu, domnul Anton la cameră. A, la cameră se spune. El e transmisiune cum aia. Doi. Vă mai aduceți aminte, dragi colegi, că anul trecut, domnul secretar Vasile ne-a citit un ordin sau o dispoziție, acum nu mai îmi scapă, dar era vorba, și aici mă poate ajuta domnul Ambăruș, era vorba, și dumneavoastră, că eu accept orice completare, era vorba de nomenclatorul stradal al Comunei Scorțeni. Da. Nomenclatorul stradal al Comunei Scorțeni este o activitate laborioasă în care toate ulițele, toate străzile, toate arterele, toate autostrăzile din Comuna Scorțeni capătă o denumire. La timpul respectiv, nu vă spun faptul că m-a sunat domnul primar Anton, și m-a consultat, deci activitatea vă pot spune că de un an de zile este demarată, atunci m-a consultat și a zis, domnul Gelu, cum credeți că aveți un punct de vedere? Și am zis, da. Spun ce i-am transmis telefonic, eram plecat.
Dar nu era ședință atunci. M-a consultat omul și am, cum să zic, a fost foarte clar. A zis, mergem pe denumirile vechi, consacrate pentru arterele principale. Dau un exemplu. Strada principală, dealul cimitirului. Strada cimitirului. Dealul. Strada Dragomiresei sau strada dealului. Da. Vale, strada Văii. I-am sugerat chestiile astea. Adică să nu schimbăm denumirile consacrate în acest nomenclator. Și am urat succes în deplina treabă, că mi se pare o chestie frumoasă treaba asta. Timpul a trecut de mult. Când trebuia terminat nomenclatorul stradal? Doamna Obuz, știți ceva de nomenclatorul stradal? Deci e vorba de nomenclatorul stradal al Comunei Scorțeni, o problemă de un an și... Și începuse la timpul respectiv, că v-am spus, mă contactase primarul și i-am dat niște... Dacă m-a contactat, i-am spus părerea mea. Mai știm ceva de nomenclatorul ăsta sau a rămas undeva? Deci nu știm. Bun. Ce subomânii, dar nu știu ce. Da. Mai am o întrebare, dar asta chiar dumneavoastră mă puteți lămuri. Când... Hai, numai un piculeț, hai să finalizați chestia să cu... Da, voi vreau spuneți câte persoane au fost. Deci la Scorțeni au fost... Da-ți totalul, doamne! Octombrie 2016, deci da. Când am preluat eu. Așa. 29 de persoane, așa, am zis 9 la Scorțeni. Da. Da? La Grigoreni am avut 19. Da, și aveți 12, nu? Și acum avem 12. Bun. La Florești... 21. Și acum avem? Și acum avem? 14. Spun acum. 14. Da? Ei, ia spuneți cu virgula, unde de doamnă scoară? La care? Păi vedeți cum s-a redus? Păi eu mai murit din ăștia sărace, fie iertați. Na. Să mai schimbați și legii. Nu. Între timp sunt mulți care au mai și venit la ajutor, da? Că aici ai și. Da, și. Da, aici ai virgula, am înțeles. Poate să vă oferi locul de muncă. Să oferi locul de muncă, da. Deci în situația asta n-au fost milioane. Încă unul angajat care au plecat de la ajutor social, care nu i s-au mai apucat. Da. Corect, dar lucra și înainte și lucrează și acum. Nu e o problemă. Au și ajutor social, este dreptul lor. Da, s-a schimbat legea, de acord. Dar nu, legea a făcut întotdeauna, nu s-a schimbat. Nu. Înainte n-aveai voie să faci cu munci ocazionale să fii și la... Da. Când era prin 2008. 2008. Păi nu, că mai dacă asta nu faceți diferență, ce a fost înainte și este acum. Că spuneți că tot timpul a fost. Fa. Diferență sunt și medii. Da, aveți mare dreptate. Pot continua? Da. Deci cu nomenclatorul stradal nu avem nicio lămurire. Domn primar, data aviatoare. Doamna Cobuz, da, am avut discuții la finalul anul trecut, la început de an, privind acea inventariere a patrimoniului Comunei Scorțeni, care până la urmă am înțeles că s-a executat cu ceva firmă privată. Nu am tot întrebat, nu știm nici ce costuri au fost pentru respectiva firmă, persoană. Și mă mai interesează... De la... Cine? De la contabilitate. Deci, aș fi vrut să prezentați o dare de seamă a rezultatului acelei inventarieri, indiferent cu ce costuri s-a făcut și cine a făcut-o, pentru că la timpul dării de seamă se pot concluziona dacă inventarierea patrimoniului Comunei Scorțeni s-a făcut pe existentul din teren sau cel care este înscris în contabilitate. Nu existentul din teren, pentru fiecare bun s-a și... Pe cineva răspunde, s-a și pus. Deci eu dacă să văd bătarea de seamă. Da, vedeți, uite, așa, uitați-vă cum asta. Și Lina, uite-te un piculeț. Eu nu cred că s-a făcut de prins pe acasă. Nu, s-a mers în nu s-a prezentat niciun document. Nu-i număr de registrat. Dar nu s-a prezentat niciun document. Nu avem nicio concluzie. Nu știm ce costuri și cine a făcut. Da, deci asta e, deci vorba de patrimoniu, Comunei Scorțeni, domnul Amăruș, care patrimoniu este în atributul Consiliului Local, domnul primar, da? Bun. Mi-ați luat întrebarea cu ajutoarele sociale și vă mulțumesc că m-ați relevat de treabă. Stați liniștit. O să trec la o problemă foarte serioasă. Dar dumneavoastră, consiliere, dacă aveți nevoie de a rezolva anumite cazuri și vă pot fi de folos cu cei de la ajutorul social, contactați-mă, eu îi convoc, avem de rezolvat problema X. La propunerea consilierului local X are de rezolvat problema Y. Ăștia cinci oameni vin și rezolvă problema respectivă. Nu, să nu cumva să credeți că eu nu vă susțin, dacă aveți de... Nu, noi vă susținem pe dumneavoastră și veniți cu ideile dumneavoastră ca și gospodară. Păi tocmai am venit cu ideea. Susține, când da? Aveți dumneavoastră vreo problemă,
problemă. Venim la dumneavoastră. Veniți cu cei de la ajutorul social. Noi rezolvăm, fără probleme. Mai am o problemă. Ultima, promit că nu mai vorbesc. Deci, reiau un pic cu baza sportivă. Două probleme, doamna secretară. Îl rog pe domnul director Huian să îl rog eu personal, să vină data viitoare, așa, pe dânsul, să vină cu următoarea chestiune. Să ne facă o informare, o documentare vis-a-vis de eficiența, da, bazei sportive multifuncționale Scorțeni. Însul lucrează cu elevi, acolo știi tot. Știți de ce? Pentru că acum intru în cifre. În cifre. Nu mai este tabla și nici nu mai treceam la tablă. Domnul primar atunci a... Dar nu a fost la tablă. Deci a fost la tablă cu care Oca, problema așa, am refăcut treburile. Acum, am să vă spun dumneavoastră, colegi, deci vă fac o informare dumneavoastră. Domnul primar nu-l informez, pentru că are un punct divergent de-al meu. Și cu oricine. Dar pe dumneavoastră vă informez eu. Pentru că, așa cum am monitorizat Grigorenici, până la urmă, nu s-a mai plătit nimic. Așa. Așa voi monitoriza toată treaba asta și o să vedeți concluzia finală. Că nu-i cea care a spus dânsul că s-au făcut economii. Ba, am depășit. O să vedeți. La Alcor, domnul Amărâș, ajutați-mă, unde vedeți că mă poticnesc. Dar mi-am luat cisme la mine, să știu. Dacă memoria că mă mai ajută, cred că da. La Alcor, deci cu Alcor s-a început proiectul, s-a plătit în 2012-2012 2,5 miliarde. Atât. Ai intrat în insolvență? Bun, ai intrat în insolvență, deci dăm deoparte un pic. Sigur. După aia, dumneavoastră, în calitate de coordonator, a scos și ați câștigat cu, ați făcut cu ABC. Da. Ați încheiat un contract pe 18 luni, îl am la mine aici, e semnat de dumneavoastră, da, pe o perioadă de 18 luni, care trebuia în perioada 6 iulie 2015, da, puteți vă și notați, doamnă, 6.1.2017 trebuia finalizată lucrarea, da, în valoare de 4,79 miliarde cu tot cu TVA. La plecarea mea din unitate am lăsat 300 de mii, deci 3 miliarde bani de pentru baza sportivă. Da? Bun, e o precizare, dar eu nu mă refer la asta, eu mă refer... Nu, să știe și lumea. Deci nu s-a finalizat? Deci cu 7,3 miliarde deci 2,5 cu Alcorul, da, și cu valoarea proiectului încheiat de dumneavoastră, cu 7,3 miliarde, lucrarea bază sportivă multifuncțională de la așa, trebuia să fie încheiată pe 6.1.2017. Suntem la un an și jumătate, încă mai luptăm. Luptăm până la urmă, la două mâncăm. Bun. Am înțeles că, deci noi, ce termen am avut ca termen? Deci termenul, nu mai vorbim de termen, pentru că termenul a depins de două probleme. Finanțarea, să presupunem că nu a fost ritmică, da? Starea vremii, vara nu-i ca iarna nu-i ca vara, că la noi ne apucăm de construcții, că vara n-avem autorizații și ne apucăm numai iarna. Și în momentul de față, am să vă spun ce avem cu ABC-ul. Deci noi am plătit în 2015 și 2016, la ABC, 2,45 de miliarde. Datele sunt extrase din contabilitatea UAT Scorțeni. De la contabilitate. Deci am plătit o dată 2015-2016. În 2017, din documentele de la contabilitate și puse la dispoziția Consiliul Local, am extras în luna decembrie o factură de 1,83 de miliarde. Reprezentând ce? Reprezentând lucrările la reluarea contractului, deci în cadrul aceluiași contract s-a reluat lucrările cu întârziere, pentru că iarna nu-i ca vara, vara nu-i ca iarna, vara trecută nu am avut autorizație. Și a venit numai octombrie. S-a trecut la treabă, cu toate motoarele. Bun. Dar am plătit în decembrie 1,83 miliarde. Nici o problemă. În bugetul pe anul 2018, v-am să aminte cu toții, s-au planificat 40.000 de lei pentru buget și tot în timpul discuției pe 1 martie primarul, de-aia-mi dat votul, a suplimentat cu 30.000 de lei cei 40.000, deci 70.000 de lei. În momentul de față, deci avem așa, noi avem cu total ABC cheltuiți în momentul de față, inclusiv cu acești bani,
Deci 2,45 plus 1,83 plus 70.000 de lei rezultă 5 miliarde, deci 5 miliarde, da. Din care scădem, domnul Ambăruș, acea schimbare de soluție, 80, a fost doar 8.000 de lei. Doar deci am document, uitați-l aici, uitați. Eu ia citiți aici. Deci aș propune că o să facem o societare la un organ competent de anchetă, vine anchetă și lămurește prea. Ascultați-mă un pic. Deci domnul Anton le-a spus aici, a zis că nu înțelege cum știu ce. Deci în momentul de față, pe suma asta, suntem depășiți de termen, am constatat, dar suntem depășiți cu 200 de milioane în cheltuielile totale, cu ăștia 70.000 de lei. Atunci întreb, întrebare pentru domnul Anton. Dumneavoastră spuneți ce doriți acum, nu mă interesează. Domnul Anton, dumneavoastră în ședința trecută ați spus că am făcut economie. Nu știu cât, 200, 300 de milioane. Pe care e economia? Că noi am depășit cu 200 de milioane. Vă rog, tot la tablă, să veniți să vă lămuriți definitiv și pe noi toți consilierii, pentru că astea sunt date de la dumneavoastră de aici, de moată. Așa? Să ne le lămuriți cu aceste cheltuieli, pentru că eu văd că sunt depășite față de ceea ce a spus dumneavoastră că sunt ca economie. Eu le am aici toate și toate datele astea sunt din burtă. Sunt de la dumneavoastră. Eu îi transmit domnului primar și în aceeași măsură am să fac o sesizare către organele de cercetare competente pentru a lămuri această problemă. Întâi să fac un calcul, doamna, aici la tablă, care eu am și eu aici. Eu cred că mai avizat un control. A nu se ajunge la chestia asta, gata, regele, să vină să mă... Dumnezeu, eu am spus că față de afirmația că am făcut economie de vreo 200 și nu știu cât milioane, e pe bandă. Da? A spus-o, e calculul meu acum după bani, după ce sunt aici, îmi este că am depășit. Doamna colegă, avem aparat de specialitate al primarului, contabilitate, tot ce pot. De ce nu mai aveți încredere? Deci nu este nicio economie. Deci nu, unde este economie? Eu am lucrat cu datele din bani. Le-am adunat. Nu dumneavoastră, aparatul de specialitate al primarului. Care e economie? 78, avem 5 milioane. Ia, care e economie? Și atunci, dacă îți spune, ai făcut el, nu trebuia, aveai, n-aveai, eu zic așa că serviciul contabilitate poate să scoată la capăt această problemă de care spune domnul Geu Zahirești. Nu trebuie să scoată. Păi da, sigur că da. Deci tot cu pixul, tot pe cu creionul, pe hârtie, acolo la tablă, cu care eu capăt. Dar asta o facem de vreo 3 luni. Da, de noi degeaba o facem. Exact cum spune doamna viceprimar. Nu. Vine domnule un organ, copii, ce faci? Păi da, asta înseamnă că trebuie să se sesizare. Nu știu e baza domnul, hai să vă spun o treabă. La aprobarea, domnul, ascultați-mă un pic. La aprobarea, la aprobarea acelui contract de la Grigoreni cu 1,8 miliarde, da? Primarul a spus aici de față cu noi toți că voi sesiza un organ competent să facă o cercetare. Câte organe au venit și care e acea sesizare? Dar nu tot dumneavoastră. Ne-a spus nouă consilierilor când am zis, domnule, o să plătiți aia 1,8 miliarde, ei vedeți că nu le-am plătit? Păi vă spună de ce nu l-ați plătit. Vă spun eu. Păi știți care e problema? Am să vă spună de ce nu l-ați plătit, domnule. Datorită insistenței mele și a faptului că am fost la organul anchetator și când romul constructorul și-a retras repede factura din instanță și-a luat-o. Și n-am mai plătit. Pentru că pe bază procesul era câștigat. Ei au aruncat treaba asta. Zice, când au intrat anchetatorii pe fir și știau că acele cheltuieli neprevăzute nu stau în picioare, s-au retras. Nici pește n-am mâncat, nici aia. Dar nu am fost de acord să vă zic acele cheltuieli. Și n-am votat împotriva celor cheltuieli. Domnul Zahărescu, contractul s-a... Păi, dar nu. N-ați zis și acum la fier să după aia, luarea patrimoniului după aia s-a făcut domnul Bici de contrazic la 9 miliarde și 200 de lei. Cine a votat domnul Geovat? Păi atunci n-am votat eu Măgirescu, ci pe șapunul. Deci 4 ești la fără. Doar în patrimoniu s-a făcut la 9,8 milioane. Nu e adevărat. Atunci când... Deci unde ți-a dat banda? Când Anton dădea să plângă că nu mai poate să facă treburi și nu știu ce, că nu mai poate să aducă bani dacă nu votăm, dumneavoastră i-a spus, hai domnule, hai să-l votăm și ajungem... Era vorba de suma de 9,80. Nu, n-am votat. Patrimoniu, nu. O să ne uităm. Conținutul, deci eu știu ce. Dar să știți o treabă, că atâta timp
când s-a luat caietul de sarcini și a fost de acord Romconstructorul să ridice, să facă reabilitare la cămin, noi aveam câștig de cauză. Nu mai spuneți că treaba domnul, stați un pic. Partea a venit obligația lui și a proiectatului. Partea eligibilă a proiectului este ok. Da. Cum ai spus tu, era pe fonduri europene. Da. Au apărut de 1,8 miliarde de lei. Tu ai proiectant, știți că deci au apărut cheltuieli neprevăzute care niciodată, da, nici dirigentele de șantier, nici proiectantul, da, dar nici constructorul nu ni le-au explicat, care se plăteau de unde? Din bugetul local. Din bugetul local. Așa faceți, oameni buni. Aduceți. Aduceți că eu am avut pe timpul meu și de Icor și DNA și Icor și de Pentru Vecici. Și mulțumesc, domnule. Asta înseamnă transparență. Asta înseamnă transparență. Asumarea răspunderii și explicații până când toată lumea înțelege. Dar ar fi frumos. Dacă vrea să înțeleagă. Da. Da, 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 acum, dacă poate să înțeleagă. Da, da, acum, da, da, acum eu care am făcut aritmetică punând toate facturile pe hârtie care mi le-a dat ca cifre în documentele astea, ies 5 miliarde, deci s-a depășit proiectul. Dacă dumnealui vine cu altele, că reduce una sau alta, asta e altceva. Eu am lucrat cu materialul clientului. Eu am lucrat cu unui specialist. Domnul Măgiescu. Putem încheia, președinte. Nu vreau să punctez că pentru podul din Paiana Mără, care și domnul Hagi m-a ridicat problema, domnul Ghinez de la Grigoreni s-a dus la cămin, a văzut că sunt în bucătările de stejar. Nu numai eu, și domnul Tătar, a fost mai mult de ori, da? Și șova. Și a spus că sunt, și șova, Cristi, așa. Dar ei mi-au răspuns partea cealaltă, de văzut că nu. Primarul i-a respins că nu. Nu este adevărat, nu. Eu m-am explicat. Asta că... Nu poate să-mi spună mie niciunul din Grigoreni că vreun funcționar al primăriei, primar, viceprimar, secretar sau și femeia de serviciu nu a fost de acord pentru a-și lua de acolo să-și rezolvi problema. Știți care oameni... e problema lor? Ar vrea să-i facă tot primăria. Deci nu se poate. Da. Deci noi ajutăm cu ceea ce putem. Vă suni și se vin cineva. Nu trebuie să mă mai suni. Mai are cineva? Are domnul Tătar, a spus că merge cu transportorul. I-am și îi vorbit, Ovidiu știe destul de bine. Numai că nu se pun ei de comun acord să-și stabilească ziua, când să se întâlnească, să-și carii lemnele de acolo. Ei au o dată limită. Pentru că la un moment, spre sfârșitul, luna iulie, august, nu o să mai așteptăm noi. Care o luat, o luat, care nu o luat, începem și tăiem lemnul. Și atunci să nu vină să plângă că nu a avut cu ce să-și facă podul. Da, noi dăm ce avem, punem la dispoziție ceea ce avem. Eu merg și le comunic și dacă nu... Dar e comunicată de mine și vorbită și dusă și la poartă. Dar totuși drumul ăla, podul ăla face legătura între două sate. Între Pustiana și Grigore. Eu nu cred că numai e pe domeniul de interesul numai cetățenilor de acolo. Domnule, dacă se opreau... Să ajutăm cu lucrul ăsta și mai mult de atât nu putem să ajutăm. Să valorifice oportunitatea asta. Mai mult de atât ce putem să facem? Dacă se opreau tuburile atunci când era să făceam niște... Cu tubul nu se poate face până... Poate ați fost... Trebuie o grămadă de tuburi... Nu merge, am mers cu domnul Tătaru. Dumnealui a spus că cel mai bine ar fi din lemn, ca să vină... Din lemn, că deja sunt traversele. Dar n-am lăsat traversele, dar îmi spunea tot colegul sau mai completat. Dar dumnealui trebuie să se înțeleagă, să-și stabilească echipa, cum, în ce fel. Nu pot să mă duc eu sau dumneavoastră sau oricine altcineva. Dacă ei nu ajung la un comun acord să-și stabilească prioritățile și ceea ce doresc, nu vin, eu nu mă duc să le fac pot, ca să fii foarte clar. Bun, o altă întrebare. Câte camere de luat vedere sunt în Grigore? 3. Alea de la... Doar de la cămin? Da, în zona cămin. În zona respectivă. Deci în zona care se folosește traficul de nevoie. Și două unii stâlpuri de fost pe la veche. Să supravegheze parcul care o să se realizeze și o cameră care supraveghează căminul. O cameră la intrare așa de la condomeană. Bă, leotare multe camere ar fi bune. Da, bănuiesc că o să mai fie camere. Da, sigur că da. Și mai aduceți un televizor și îl puneți la intrare și lăsați afișerul la jos. Ei, domnul, dar dumneavoastră n-ați adus nici televizor.
domnule, dar nu e vorba de televizor, dar afișeri. Lăsați-te foarte bine, domnule, dar afișerul ăla de cât timp stă așa, domnișoară? Stă foarte bine! Stă foarte... Înseamnă că și acasă sunteți la fel. La fel! Bravo, bravo, domnule! Bravo, domnule! O altă întrebare tot pentru la Grigore. Nu sunt viecuri, chiar la stradă. Întreb la vă trebuie televizoare și servicii nimic. Asta e toată treaba. Ei, ăla l-am primit gratis, domnule. Păi, dar l-ați primit gratis, da. Noi gratuit. Prezintă domnul primar. Nu, asta trebuie să prind o ședință. Prezintă-le ca amintire acasă. Nu, nu, n-am putut să împărțim. Dragălii, n-am putut să împărțim. Era frumoșeni, era frumoșeni. Este bine și acolo, nimic de spus. Dar luați afișerul ăla și îl puneți. Nu lăsați jos așa, doamne, mi-a și aruncat. Păi vine omul și mă interesez și eu ceva bun de la afișer. Stai așa că e... Dar mă uit la televizor. Mă uit la televizor. Auziți, faceți atunci o linie internă. Așa exact cum ne-am duce la o farmacie, dar toate și puneți atunci pe televizor. Păi eu nu știu atunci... Păi ce faceți dumneavoastră? Vă dați colegii la o parte din timpul serviciului, că lucrează numai foarte mult, dau salarii mari și vin la televizor acolo. Nu puteți, doamnă, lăsați-i să muncească, să fie acolo. Păi și atunci de ce l-a spus? Și atunci de ce l-a spus? A, vină așa lui bine să uită ei. Și ei, da, sigur că da. Da, asta e toată treaba. Știți care e toată treaba? Eu aș vrea să mai spun încă o problemă. Pentru că au trecut 2 ani de zile. Ei, și o să mai treacă încă 2, da? Și o să rămâneți la fel. Salarii mari, nimic făcut în comună. Dar dacă ni pierdem dar, legea, am încercat legea cu ceva? Nu, cu nimic. Păi cu nimic, că eu ce spun? Cu nimic. Dar oameni buni. Și am să-i spun să trebuie că el ține... Indemnizațiile consilierilor că sunt foarte mari. Dar dacă legea e stabilită, pentru ce să comenteze? De acord. Dar uitați, nu trebuie și să se comenteze. Atunci așa zic și eu, tocmai asta e scopul. Dumneavoastră nu erați în unitate, când existau acele caiete cu planificarea muncii zilnice, da? Și știam de fiecare funcționar public ce face zilnic, da? Lunea, îmi pare bine că am două colegi aici, lunea aveam operativa de luni. E adevărat sau nu? Spuneți, tare să se aud. Da? Așa. Și îmi veneam cu caietele, uitați așa. Asta nu era subit, domnul Zanfire, domnul Zanfire. Dar nimic, vă rog frumos. Nici nu sunt iubit. Așa? Eu poate mai zis. Uitați, cam ăsta este un caiet. Așa că nu ați zis. Cam așa arată. Și... venea de luni și până vineri și semnam și îmi spuneam ăsta și l-am chiar și regretat asta. Ăsta e zis lui Diana. Eu vă spun că este un birou acolo unde se muncește mult. Foarte mult în birou. N-am nici... Pregătiți, i-am spus secretarului, pregătiți pe luna viitoare. Situația în caserul... Dar noi acum, că așa ne-a dat voie legea. Dar domnul, nu vreau să vorbesc mai mult. Legea spune până la 2,3. Suntem cu salarii frumoase, foarte bine. Dar arătați, geamul, te rog frumos, dar arătați că sunteți o unitate administrativă teritorială, etalon, pentru comunele învecinate. Să nu mi-ajungă la ureche când stau de vorbă cu ei și cu ei, ce se întâmplă. Asta e toată treaba. Știi că salariile nu lipsesc nicăieri. Nu? Deci în administrația publică acum, peste tot, salariile sunt foarte mari. Eu nu sunt împotriva salariilor mari. Dar eu cine viața mea, este împotrivă, eu toată viața mea am fost un om bun, bine plătit și eu recunosc că am încercat să fiu și eficient. Eu asta este problema care o pun în joc, pe masă. Eficiență. Vreau eficiență. Păi și eu ce am zis atunci? Nu jos salariul cu tare. Nu. Eu vreau eficiență. Atât. Da. Asta e istoria. Și asta vrem. Și dumneavoastră... vedeți eficiență ceva? Eu am spus concluziile, eu totdeauna spun. Da. Eu spun deschis. Și mai spuneți o dată atunci. Deci nu am... Vedeți? Suntem într-o pădure fără rost, cu o administrație care nu își găsește rost. Ce Dumnezeu? Păcat. Da. Deci dacă nu suntem... Să închidem și primăria, personalul... Nu, trebuie să eficientizăm. Nu. Fiecare este eficient la timpul și prin departamentul respectiv. Te rog frumos să faci diferență între școală și primărie, da? Te rog frumos să faci diferența. Asta e experiența asta...
Da, experiența asta, nu știu. Ești foarte valoroasă pentru mine din acest moment. Bine atunci, păi da. Învățătorul ți intră la program la ora 8 și pleacă la ora 12, da? Pleacă și continuă da? Cu următoarele 4 ore acasă. Mai bine, mai bine. Și aici, și, aici, și, aici, și aici cum facem? Păi nu odată aud lucrurile că spune și dânsa, că la biserică s-a vorbit, că la ora 12 se pleacă din primărie. Nu se pleacă! La două ore, este... Dânsa spune, așa, dânsul spune, acum vreo câteva luni bune, au venit și au tras de ușă, nu știu ce. Doamna Măruș, ca și pe timpul dumneavoastră, și pe timpul dumneavoastră. Păi e problema asta e ca pe timpul dumneavoastră. Ce realitate? Nu este adevărat, oricine domnul Amat, să se nominalizeze. Părinte, păi nu spuneți ca și pe timpul, bravo. Poate omul a plecat la noi bine, poate a plecat un document, ce să nominalizeze? Doamna Nichita, ia spuneți. Când aveați și două ore libere, ce făceați dumneavoastră? Nu, nu, nu! Când veneați la primar, cu ce veneați? Domnul primar, vreau să plec și... Cerere scrisă! Așa, aveți treaba asta făcută acum? Hai, mă, mă, hai, mă, mă, hai, mă, mă, hai, mă, când aveai două birouri? Când aveam? Două birouri! Da, da, două și trei ai prins! Exact! Da, și trei! Făceai caserie, făceai contabilitate și făceai și contabilitate pe mărul ăsta. Cum era și băiatul în staniță. Dar toți, bă, foarte frumos, faceți-vă treaba, înțelegeți-vă. Să nu mai ajungă la urechi, că să te întâlnească. Problema este că de la nivelul primăriei, oricine pleacă, primarul știe sigur unde este plecat. Nu trebuie să-și aibă grijă un angajat. Către alt angajat, ai aici, da? Garantat, primarul la sfârșitul lunii semnează pontajul, el știe cel mai bine, dacă Gigel Ionel Costache Margoala o pleca, cât o pleca, răspunde pentru ce o semna primarul, pentru, atunci, da, lăsați-i atributul primarului, știe cel mai bine cazul fiecăruia. Nu trebuie să se pândească una pe alta, unul pe altul, nu știu care. Faceți de așa natură, faceți de așa natură. Își vadă fiecare, tocmai. Poate să nu mai fie. Care? Păi da, asta așa și eu pot să-mi dau cu părere. Dacă ar fi să veniți iar cu planificarea muncii zilnice, sunt persoane care nici bani de sare n-ați scoate. N-ar trebui să spun treaba asta, da? Nu este nimeni, nu este nimeni. Aici sunt două labe. Da, eu văd treaba. Deci aici sunt două labe. Unii care fac ce vor că sunt așa și unii care muncesc. Domnul, gata, nu mai, dar vin cu rugămintea. Au trecut 2 ani de zile, chiar vin cu rugămintea, arătați să faci în Consiliul Local modificarea organigramei și acele departamente care nu și-au rostul la nivelul primăriei, fii desfințat. Da, puteți face și trebuie. Uitați aici, consilierii locali votează, domnule, nu trebuie postul putărită. Nu scoate. Gata, și atunci nu mai există discuții. Și politizeze primarul și nu discutăm. Care crede, care, pe nu să vină cu inițiativa acea persoană sau acel consilier care consideră consideră că pe în primărie sunt persoane care nu își au rostul în a fi prezenți pe posturi. Veniți cu propunerea să desfințează postul și gata. Mari, așa nu mai aruncați. Nu fac afirmații gratuite. Eu vă spun ce percep, vorbesc toată ziua cu lumea, nu știu ce. Deci imaginea în general, a UAT, a colectivul UAT, este praf. Acum, în comunitate. Acum, nu zic că e, la noi e și în floare bârfa asta. Da, nu trebuie să cădem nici așa. Dar trebuie, la nivel de primar, să facă în așa fel încât să organizeze munca, să uniformizeze, să egalizeze, nu pentru unii spumă, pentru unii șumă. Haideți că dăm pe banta bârfei și nu este plăcut. Eu am spus ce ar trebui să se întâmple în primărie. Vreau să-i spun domnului primar, situația drumurilor din comună este dezastruoasă. Da, o știu. Trecut, la 1 miliard am băgat, am trecut 100 milioane acum. Firma respectivă care execută drumurile, din ce au mai stat de vorbă și oamenii care au mai stat de vorbă, spun că nu au nicio răspundere ce să face, ce să dregi. Nu interesează cum se execută drumul. Ei au o firmă de închiriere utilată. Rugăm să gândească să iau o firmă care să-și răspundă la lucrările care le face. Nu noi, consilierii, putem răspunde de drumul care îl face. Are specialitatea. Are specialitatea. Oamenii de cu utilajul care au răspuns și a dat ținut. Da, faceți așa, așa, așa. Da, nu, că noi nu avem nicio treabă. Noi nu... De acolo trebuie un specialist. Ei nu știu ce să fac. Așa cum pui la o construcție. Ei acoperă șanțe sau... Așa cum pui la o construcție. Unde ești de șantier? Care îl plătești tu? Dar nu dă girul la plată ăla până nu face interesul tău. Așa trebuie și la o lucrare de asemenea învergură. Păi nu o să se la fel
care îi dai o sumă, dar îl tragi la răspundere, tăticul. Sigur. Deci, firma respectivă este sub orice critică cu lucrările care am văzut, dar și materialul care l-a pus. A pus deșeu, nu ce. Nu au nici utilajă cu care să execute lucrările. Păi cum s-a încheiat contractul? Asta este o firmă, cred că, de venită de undeva, care trebuie înfipt aici în comună, să mănânce bani. Să spune firmă de casă, este un limbaj consacrat. Deci au discutat și oamenii care sunt acolo, stau ore întregi. La Grigoren mi-a spus cineva, nu știu, domnul David, nu știu dacă știi, s-au stat ore întregi. Ori întregi degeaba. Cineva din acolo, domnul. La demolare am întrebat pe domnul primar. Domnul primar, cum sunt plătiți ăștia? La o oră sau la o oră? Nu au stat degeaba. Au stat pe bani. Cineva din vecin de acolo, am fost acolo și o zi, domnule, o zi, eu am văzut cum s-a executat lucrarea asta. Să stăteau ori întregi degeaba. O zi, eu o zi, cum om care lucrează la o firmă, dar nu stransi. O zi, că nu stransul, lucrarea asta era treabă de două zile. Două zile aici era curat tot. O să ăștia au stat două săptămâni aici, domnule, și au făcut și-au împins, mergeau alea acolo, stăteau la umbră, stăteau la soare. Pe banii publice ai comunei scurțări. Da. Dacă nu mai sunt discuții. Toate întrebările astea vis-a-vis de contracte și de așa, o să vă răspundă Cătălin la ședința următoare. El știe, ca primar, nu aș putea eu, nu vă pot. Da, nu mai bine. Dacă nu mai sunt discuții. Trebuie evaluat. Dar propunerea de a nu se mai închiria utilaje și a se scoate lucrare, să întrebăm exact ce presupune. Deci noi scoatem pe închirierul că nu mai lucrare. Discutat. Și subiectul contractului nu este închirier de utilaje. Da. E subiectul contractului, nu poți fi închirier de utilaje. Ba da, poate fi, că ai utilaje în curte și nu. Dar spune domnule că am de balastarea drumurilor comunale, că ăsta e subiectul. Mă gândesc că în momentul în care ai trecut balastarea, dar domnule, am Măruș, dumneavoastră ar fi trebuit să știți. Nu mai știu, ce să mai știu, că dacă vă spun nu înțelege. Când ați făcut cu balasari sau cu ciocă, reabilitare, drum, cum a fost? Nu știu, e ridicat. Deci, a fost lucrare sau nu știu, eu întreb. Să scoate lucrarea, serviciul respectiv. Probabil că lucrarea presupune și alte cheltuieli sau alte costuri, nu știu. Da, vă spun eu. Când spui balastare, dau un exemplu. Da. Balastarea drumurilor publice înseamnă și materialul. Balastru, sortul. Când spui închirier de utilaje și umfli orele ca să-ți iese și la negru balastru, este altceva. Păi ce eu vă asfaltez drumurile comunale cu închirierea utilajului? Bă, ăla este mijlocul care îmi place utilajul. Dar lucrarea mea este balastarea. Presupune ore, cost pe materialul de pus pe drumuri, compactare, Când am fost director de școală și am măcărat acel material care rămăsese la baza sportivă, cu firma care tot închiriat utilaje am avut și eu la școală, în schimb, operatorul economic care a desfășurat activitatea la școală, la sfârșitul celor două zile care, am măcărat tot, mi-a scos desfășurătorul pentru fiecare utilaj. Știți cum apărea? Scorțeni, Florești, unde s-o cărat. A plecat, a stat staționat la încărcare 10 minute. Corela cu buldo care încărca, care și ăla avea GPS și mi-a scos printat. Exact. Cât încărca buldo, apărea staționarii utilajul ăsta, bascura. Da, încercați totuși să puneți în funcțiune și utilajul pentru uitați. Nu răspunde nimeni, domnul Băruș, nu răspunde nimeni de utilajul ăsta dacă cumva se strică, da? Cu cine? Nu, da, puneți pe... Pe cine? Dar nu poți să-l oprești, domnule, poți să-l oprești. Nu, am mai venit cu propunerea de a-ți încheia contractul de stări servicii, cum ați făcut dumneavoastră. Cu o persoană autorizată. Înțelegeți? Și asta era o variantă. Dar pe totul din spate nu poți să obligi pe nimeni din primărie să conducă buldul. Clar. Nu este obligație. Pentru că persoana respectivă și răspunde. Să nu ați putea să faceți un contract cu persoana. Să scoate postul de șofer la concurs. Mulțumim din inimă, Bartu. Vă rog popularizat să vină din orice colț al lumii ăsteia. Nu trebuie să aibă domiciliu pe Scorțeni. Cine se înscrie la concurs poate să vină de oriunde. Nu, nu avem cum. De ce?
Pentru că, doamne fere, dacă ăla este pe agregat și se întâmplă de plouă noaptea asta, hai să-l chem tu pe ăla de la Miercurea Ciuca, nene, că tu îl crezi. Eee, dar nici nu mă fie poate. Păi din întreaga lume. Păi din întreaga lume, dar care crede că poate să-și facă doamna. Lumea am bine. Și eu la fel. E vorba de legea discriminării, nu-ți dă voie să... Da, de ce? Nu, dar deci să nu existe suspiciunea asta că, domnule, sau vreo... Când popularizați la cunoștințe, sunt din Ardevan și nu pot să candidez, că știi, posturile la scoție. Nu, considerăm tot asta. Oricine, poate veni. Ce firmă efectuează betonarea uliții la școală? O salt aici. Avem ce? Cine vrei? Nu știu. Gratis, asta îți face gratis ulița. Doamne, nu e la Tibor. Așa, înțeles, ulița e gratis. Care faci, care ești de gratis? N-are cum, contractul nu vine și să-l înregistrezi. N-are cum să nu fie înregistrat contractul. Cât e contractul? Ce e proces verbal? Puneți frână, Declarăm încheiată ședința. Ordinară, ne întâlnim în luna iunie, prima parte, cred. Alo, și dau nouă. Dați-mi la portul, până ramă. Am făcut, fac și voi face. Doamne, sigură de masine, mă